Înalt preasfințită, preasfințită, cuvioșiile voastre, doamnelor și domnilor, mă pregăteam să spun și dragi copii, dar văd că copiii nu sunt aici. M-am gândit când i-am văzut cât de mult sunt, am gândit cum îmi calibrez discursul. Și m-am gândit că nu trebuie scăzut nivelul, că ce aud și nu știu, se imprimă, poate. Ce aud și înțeleg, cu atât mai vârtos. Iar dacă e o muzică doar pentru ei, muzică să fie. Dar văd că sunt separați, așa că... Ascultă muzică. Da. În multe feluri poate fi începută o prelegere care are drept temă Europa ca dar al creștinismului. Cu toții ați recunoscut în acest titlu un decalc după Herodot, care spunea că Egiptul este un dar al Nilului. Prin asta înțelegea că Egiptul nu ar fi fost nimic dacă Nilul, ca prezență geografică, nu ar fi fost acolo. Nilul înseamnă revărsările lui, înseamnă puterea sa de fertilizare, înseamnă prezența apei, care va apărea în discursul meu, cum veți vedea, ceea ce face din Egipt nu o putere pur și simplu terestră, ci prin prezența Nilului are ceva din puterea țărilor de apă, cum numea un german, Carl Schmitt, aceste tipuri de țări. În urmare, dacă Egiptul, cum spunea Herodot, este un dar al Nilului, cu atât mai mult Europa este un dar al creștinismului. Și aș vrea să dea în povestea acestui înțeles al Europei ca dar al creștinismului, din mai multe direcții. Și anume, când spuneți că ceva este darul cuiva, vă gândiți la actul prin care ceva este acordat. Iar acest lucru poate fi înțeles în două feluri. În înțelesul, să-i zicem, fizic-cauzal, în sensul că prin oferta făcută sunt create condițiile, adică sunt puse cauzele care creează efectele în care recunoaștem prezența cauzei și spunem Europa este creștină pentru că Europa este cauzată, adică este produsă de creștinism. Și un alt sens este cel în care copiii sunt educați într-o familie unde există sensul prim, pe care l-am evocat deja, al darului care constituie o cauză pentru producerea unor efecte, dar și prin crearea condițiilor. Părinții creează cadrul pentru care ceva poate apărea, ori nu. Acest poate apărea, adică condițiile de posibilitate, este al doilea înțeles în care Europa este un dar al creștinismului. Creștinismul a creat condițiile de posibilitate în care ceva a putut apărea și a căpătat configurația, maturitatea și dezvoltarea. Sunt două înțelesuri ale noțiunii de acordare a unui dar. Primul este, repet, cel fizic-cauzal, în care este pusă o cauză pentru o serie de efecte, iar celălalt este, și folosesc un cuvânt al unui filozof german, pe care el l-a introdus cu acest sens, este vorba de Immanuel Kant, este sensul transcendental, adică ceea ce face cu putință ceva. O familie, părinții, nu numai că generează în mod cauzal un copil. Și în acest sens, părinții sunt cei care i-au oferit copilului darul existenței lui.
dar creează posibilitatea unei înfloriri care nu decurge direct din natura părinților, ci care include spontaneitatea pură, individualitatea ireductibilă la părinți, deși produsă de ei, a copilului. Acesta, din urmă, sens este sensul transcendental. În ambele sensuri, Europa este un dar al creștinismului. Preasfințitul a dat un citat din marele scriitor catolic George Bernanos, e un citat care îmi place la nebunie și care în franceză sună La chrétienté a fait le christianisme. Le christianisme est mort. L'Europe va crever. Sensul e foarte dur. Va crăpa. Bernanos se referă, dacă aș fi avut o conversație cu el, ar fi acceptat ambele variante de influența creștinismului asupra Europei. Și cel cauzal, și cel transcendental. Fapt este că Europa este inseparabilă de creștinism prin faptul că în geneza ei, ea este consecința, în cele două sensuri, cauzală și transcendentală, a creștinismului. Asta înseamnă că creștinismul este singurul element prezent în configurarea Europei? Răspunsul este nu. Mai sunt încă alte elemente pe care am să le enumăr pornind de la două definiții ale unor oameni care le-au dat fără să știe unul de celălalt. Unul este un român, celălalt este un francez, amândoi extraordinar de faimoși și de prețuiți. Românul este Nicolae Iorga, iar francezul este Paul Valéry. O iau în ordine cronologică. După ce s-a terminat Primul Război Mondial, Europa a resimțit cu justețe că s-a petrecut un război fără măsură comună cu alte războaie. A fost un măcel devastator. Dar diferența față de alte războaie și al doilea război mondial avea să repete acest tip de catastrofă, este că în războaiele obișnuite, îmi vine să spun, dacă crima organizată de către state este obișnuită, nu este, dar cele care de obicei le vezi sunt războaie în care se produce un fel de ucidere orizontală. Adică îl omor pe cel din fața ta, avansezi, ocupi poziții și așa mai departe. Primul război mondial a fost altceva. A fost un război vertical. Adică, cu ceva diavolesc în ei, oamenii s-au îndreptat împotriva propriilor rădăcini și au început să le ucidă. N-a fost doar un măcel. A fost un... ca un război împotriva propriei identități. E motivul pentru care mulți au spus-o atunci, Europa s-a sinucis în primul război mondial. Încă nu știau că avea să vină al doilea război mondial, în care Europa avea să se sinucidă pentru a doua oară. Iar noi trăim în consecințele acestei duble sinucideri. Pentru că primul război mondial, cum a fost numit la Grande Guerre de către un francez și de aici a fost preluat în toată istoriografia europeană, Marele Război, cei care o făceau încă o dată, nu știau că avea să vină un al doilea război mondial. Dacă aia a fost la Grande Guerre, când au murit 20 de milioane de oameni, cum arată un război în care au murit aproape 80 de milioane de oameni, militari și civili deopotrivă? Noi trăim în consecințele acestor două războaie și fie că știm, fie că nu, fie că vrem să o acceptăm, fie că nu, suntem consecința acestei teribile, îngrozitoare fapte pe care europenii au făcut-o împotriva lor înșine. Iau definiția lui Paul Valéry. Deci după război, el era un om briliant de inteligent, a înțeles că s-a petrecut ceva fără precedent. Și formula prin care a descris acest ceva fără precedent este următoarea. Noi, civilizația noastră, am înțeles că și noi suntem muritori. Civilizația europeană atunci a înțeles
că ea însăși nu este pe o săgeată a progresului care merge indefinit spre îndeplinirea tuturor idealurilor umanității, cum s-a crezut în secolul al XIX-lea, o idee care, deși luministă și desecularizată, provenea din creștinism, și anume din săgeata îndreptată în sus a timpului, care nu mai este circular ca la greci, ci este un timp liniar și care merge din crearea lumii, trece prin refundarea ei, care este apariția lui Hristos, și are o unică destinație care este verticală și care este judecata de apoi, venirea a doua și mântuirea umanității. Deci, istoria nu este în acest mod, au înțeles civilizațiile, și cea care a înțeles prima, spune Paul Valéry, este civilizația occidentală, care se credea vectorul civilizării lumii. Și a spus, noi, celelalte civilizații, adică noi, europenii, am înțeles că suntem și noi muritori. Și în acel articol, în acel eseu, el a descris ce este Europa. Și spune așa, Europa este orice popor, orice națiune, orice teritoriu care a fost vreodată romanizat, creștinat apoi și care s-a supus disciplinei intelectuale a Greciei. Este o definiție simplă și în același timp exactă. Nu că nu i s-ar putea adăuga alte lucruri, cum o să o fac în ora care urmează eu, dar este o definiție structural corectă. Europa înseamnă trei lucruri. Înseamnă Roma, Atena, Ierusalim. Dacă e să luăm capitalele pentru cele trei elemente. Felul în care Valéry a descris este un teritoriu sau un popor sau o națiune care a fost romanizată, apoi creștinată și acest produs s-a supus voluntar disciplinei intelectuale a filozofiei grecești. Cam 15 ani mai târziu, într-o carte superbă care se cheamă Bizanț după Bizanț, Nicolae Iorga, scrisă la jumătatea anilor 30, Nicolae Iorga avea să dea o definiție a Bizanțului, frapant de asemănătoare cu definiția pe care Valéry o dăduse Europei. Nu știu dacă Iorga știa de definiția lui Valéry. Valéry era o mare vedetă intelectuală a perioadei interbelice, așa că e de presupus că Iorga, care citea totul, citise și asta. Dar fie că a știut-o, fie că n-a știut-o, definiția pe care a dat-o este remarcabilă prin aceea că, dacă a știut-o, înseamnă că în cunoștință de cauză și poate polemic a dorit să definească Bizanțul exact cum, până la o nuanță, cu felul în care Valéry descrisese Europa, iar dacă n-a știut-o, a căzut pe un tipar mental al definiției Europei, care, în mod foarte semnificativ, se potrivește Bizanțului, până la o nuanță, și Europei deopotrivă. Definiția lui este următoarea. Bizanțul înseamnă dreptul roman, aduce deci o precizare. Nu spune pur și simplu romanizarea unei populații, ci se referă la adoptarea dreptului roman de către acea populație. Înseamnă dreptul roman, înseamnă filozofia grecească și înseamnă, iar aici apare nuanța de care v-am vorbit și care e foarte interesantă, înseamnă teologia creștină dată prin întruparea ei în cultura frumosului. Pentru că în Bizanț, deși acolo a existat acea teribilă dispută referitoare la icoane, care a produs împărați iconoclaști
și care a produs o profundă criză în interiorul bisericii, care ani de zile după al doilea conciliu de la Nicea din 787, când icoanele au fost repuse în demnitatea lor și în acceptabilitatea lor teologică, a trebuit să treacă încă decenii până în 843, când noi sărbăm în prima duminică a postului Paștelui, Duminica Ortodoxiei, care este restaurarea deplină a cultului icoanelor în biserică. Deci, problema iconoduliei și a iconoclastiei este o chestiune care a zguduit adânc Biserica Răsăriteană, care încă era Biserica Unită și Universală, la care e semnificativ episcopul Romei s-a ținut de fiecare dată de partea imaginilor și a condamnat deciziile, nu le-a ratificat, care în Orient, în Constantinopol respectiv, au fost făcute sub presiunea împăraților, adică a puterii politice, a împăraților izaurieni, împotriva icoanelor. Deci, Iorga, în mod foarte interesant, leagă teologia creștină în Bizanț de cultul icoanelor. Și o leagă prin faptul că teologia s-a exprimat printr-o cultură a frumosului. Asta, într-adevăr, este o nuanță remarcabilă care distinge Bizanțul de creștinismul latin. Și acum fac o mică paranteză terminologică. Ar putea părea pedantă, dar nu este. Bizanț este un cuvânt adăugat. Este un cuvânt inventat de modern și nu este un cuvânt al lor. Dacă ați fi întrebat pe un locuitor al Constantinopolului, până în ziua de marți 29 mai 1453, care este ultima zi în care Constantinopolul a mai fost Constantinopol, dacă i-ați fi întrebat, tu ce ești? El ar fi spus, deși era vorbitor de limbă greacă, ar fi spus, sunt roman. Pentru că conștiința lor, a celor pe care noi îi numim bizantini, nu era că ei sunt Imperiul Roman de răsărit. Nu era că ei sunt Imperiul Bizantin, ci era aceea că ei sunt Imperiul Roman, punct. Acest lucru este important și descrierea Bizanțului, Imperiului Roman, ca fiind Bizanț după prăbușirea în 476, și folosesc cuvântul prăbușire între ghilimele, am să explic de ce imediat, a Imperiului Roman de apus. Ideea că el este Bizanțul este o idee occidentală și, îmi vine să spun, discriminatorie, care este o judecată de îndepărtare și de desconsiderare față de ceea ce a fost până în mai 29, ziua de marți, zi fatală, când s-a prăbușit Constantinopol în 1453, Imperiul Roman pur și simplu. Legitimitatea romană a fost întotdeauna, până la prăbușirea Imperiului Roman, în Constantinopol la 1453. Dacă l-ați fi întrebat pe Carol cel Mare de ce a fost atât de stânjenit când în Crăciunul anului 800 a fost încoronat nu doar rege al francilor, ci împărat roman la Roma de către episcopul Romei, de ce s-a simțit atât de stânjenit, lucrul reflectat de faptul că în monezile pe care le-a bătut după această dată, el continuă să se intituleze Rex Francorum, adică rege al francilor și nu împărat al romanilor. Dacă l-ați fi întrebat, el v-ar fi spus, păi e simplu, legitimitatea e la împăratul romanilor în Constantinopol, care este a doua Romă. Noțiunea de Constantinopol ca a doua Romă este o noțiune care a fost acceptată printr-un conciliu ecumenic, care nu a fost recunoscut de episcopul Romei decât după 1204, când situația politică s-a schimbat și un regat franc s-a făcut pe
în Constantinopol după cucerirea lui de către a patra cruciadă care a fost deviată. Atunci la Roma a fost acceptată ideea că Constantinopol este a doua Romă, pentru că Roma căpăta jurisdicție seculară, ca să zic așa, asupra Constantinopolului ca teritoriu cucerit de către occidentali. Închid această paranteză spunându-vă, chiar dacă pentru comoditate o să folosesc noțiunea de Imperiu Bizantin, nu-mi place această noțiune pentru că nu este exactă din punct de vedere istoric. Ceea ce noi trebuie să numim prin Bizanț este întotdeauna Imperiul Roman. Iar prăbușirea Imperiului de Apus în 476 nu este prăbușirea Imperiului Roman, cum apare chestiunea la Gibbon, de exemplu. Nu, este pur și simplu pierderea, într-un fel, am spus că pun ghilimele, a teritoriilor vestice ale Imperiului Roman. Ce s-a petrecut la 476 este faptul că un uzurpator, care se numea Romulus Augustulus, fiul unui general care uzurpase de la Nepos puterea imperială, a fost depus cu acceptul senatului roman și cu acceptul tacit al împăratului roman care era în Constantinopol, l-a depus pe Romulus Augustulus. Cel care a făcut-o era un rege barbar, și anume un rege ostrogot, se numea Odoacru, care avea un titlu de patrician acordat și acordat de către împăratul roman și care avea această foarte bizară și complexă relație cu Imperiul Roman, pe care multe dintre triburile barbare au avut-o. Aceste triburi barbare nu veneau să distrugă Roma, veneau cumva să se integreze civilizației romane într-un fel care să le păstreze, să spunem așa, în termeni foarte moderni, identitatea. Odoacru intrase în astfel de relații cu autoritatea romană, relații complexe care erau de amenințare, dovadă că el cucerise și controla, de fapt, Italia, în mai mică măsură decât avea Teodoric, cel care l-a asasinat la Ravenna pe Odoacru, să o facă, dar numai puțin era puterea pivot care controla Italia. Deci, el făcea cumva o politică care, deși nu era romană, avea de bine de rău acceptul roman. Ce s-a prăbușit atunci, s-a pierdut controlul direct administrativ asupra regiunilor occidentale. Justinian, care de unii este numit Justinian cel Mare, cel care a construit capodopera Sfintei Sofii și care a fost un mare împărat roman, la curtea lui se vorbea limba latină și așa mai departe, care a fost un mare împărat roman, a avut o obsesie. Obsesia lui era, ca să spun așa, o obsesie occidentală și nu o obsesie orientală. Obsesia lui era să recucerească partea apuseană a Imperiului. Ceea ce n-a putut să facă decât nominal prin războaie care au epuizat financiar Imperiul Roman și care, după moartea lui Justinian, după pierderea autorității lui și a nodului de putere pe care autoritatea lui l-a asigurat, condus la o majoră criză în Imperiul Roman, care a durat mai bine de 50 de ani. Încheie această paranteză, ne-a vă spune că Imperiul Bizantin este de fapt Imperiul Roman, că Imperiul Roman nu s-a prăbușit în 476 când regiunile vestice au fost, când n-a mai existat un împărat care roman, care să împartă puterea cu împăratul roman din Constantinopol și care să administreze regiunile vestice. Deci Imperiul Roman nu s-a prăbușit atunci și cu această precizare terminologică, deși e mult mai comod să spun, pentru că reprezentările noastre sunt legate de acest nume, când spun Imperiul Roman, automat, e atât de puternică influența occidentală, mă gândesc la ceva care cade în 476. Dar aș vrea să înțelegeți că Imperiul Roman nu se prăbușește în 476. Supraviețuiește încă 1000 de ani. 1000 de ani!
Imperiul Roman este ceva extraordinar, este ceva care durează de la 753 înainte de Hristos și piere în 1453. E ceva. Să ai un imperiu de 2200 de ani, în condițiile, un imperiu universal, cu adevărat universal, pentru că începe ca un imperiu, ca un regat asociat unor triburi etnice și religios bine determinate, care se dezvoltă apoi, cum am să arăt, de la un drept al cviriților, care era un drept tribal, adică etnic și religios foarte circumscris, spre un drept universal, care este dreptul roman, și care trece prin tot felul de etnii. V-ați întrebat vreodată cărei etnii aparțineau împărații romani? Păi o diversitate de nu vă vine să credeți. Dar, în interiorul unei continuități instituționale extraordinare, care admite ca un mileniu de Imperiu Roman să fie sărbătorită de către un împărat care se numește Filip Arabul. Pentru că originea lui era arabă. Dar indiferent de originea lor, ei toți erau romani. Pentru că se supuneau dreptului roman, pentru că se supuneau și ilustrau instituțiile romane și trebuie să vă imaginați cum această instituție formidabilă pe care o numim Imperiul Roman, prin ea trec toate neamurile cu putință, toate orientările culturale, dând același lucru până la prăbușirea în 1453. Asta este viziunea pe care o favorizez și care cred că corespunde adevărului. Prin urmare, închid această digresiune. Dacă voi mai spune în continuare Imperiul Bizantin, vă rog în dumneavoastră să se activeze o clapă care spune Imperiul Bizantin, aha, adică Imperiul Roman. Iar dacă voi spune vreodată s-a prăbușit Imperiul Roman în 476, să se activeze o clapă care spune, aha, ce vrea să spună este că regiunile de vest n-au mai fost sub administrarea directă a Romei, adică a Imperiului Roman, care a continuat, bine mersi, să trăiască până în 1453. Și acum mă întorc la cele două definiții ale lui Paul Valéry și ale lui Iorga. Cele două definiții, și le-am ales în adins pentru dumneavoastră în acest fel, exprimă, pe de o parte, identitatea Europei și, pe de altă parte, identitatea Imperiului Roman sub chipul lui Bizantin. Imperiul Roman sub chipul lui Bizantin înseamnă că în plămada Imperiului Roman apăruse un element nou. Iar acest element nou se numește creștinism. Dacă există o justificare prin care să numesc Imperiul Roman Imperiul Bizantin de la un anumit moment, este aceasta singură. Aceea că conținutul Imperiului Roman a devenit de la un anumit moment, prin mai multe etape, etapa în care creștinismul încetează să mai fie persecutat, apoi creștinismul devine religie oficială a Imperiului sub Teodosie cel Mare, sfârșitul secolului al IV-lea, devenind, înlocuind astfel religia care fusese în esență religia cviriților, care fundase Roma, este religia lui Hristos. Deci dacă există o justificare să spun Imperiul Bizantin, este numai pentru a înțelege că este acel Imperiu Roman în etapa lui de dezvoltare care este creștin. Este singura pe care o accept. Și acum revin la definiția lui Valéry pentru Europa. Este orice pământ, teritoriu, orice populație, orice națiune care a fost romanizată, a fost creștinată și s-a supus disciplinei intelectuale a grecilor. Românii corespund acestei definiții?
Este un pământ care a fost romanizat, este un teritoriu care a fost creștinat, este un teritoriu care s-a supus disciplinei intelectuale a grecilor. Avem ezitări în privința asta? Ne-am supus disciplinei intelectuale a grecilor. Dar cum voi încerca să argumentez, Europa se naște ca ceva care este deja supus disciplinei intelectuale a grecilor, pentru că, și vă rog să fiți atenți, pentru că formularea dogmatică a creștinismului s-a supus deja disciplinei intelectuale a grecilor. Dogmatica creștină nu este ceva formulat în limbajul, să zicem, foarte subtilei filozofii a unui filozof indian din primul mileniu creștin, Shankara. Este formulată dogmatica creștină în limbajul filozofiei grecești. Ce înseamnă a formula ceva în limbajul unei filozofii? Înseamnă, dacă e să iau termenii lui Valerin, a te supune disciplinei intelectuale ale acelui limbaj, dar dacă e să abandonezi acest limbaj militar de supunere, înseamnă următorul lucru. Înseamnă să gândești conținutul credinței creștine în termenii unei filozofii care era, la data respectivă, cea mai elaborată filozofie pe care o văzuse vreun crâmpei de umanitate până atunci la iveală pe suprafața Pământului. Deci conținutul credinței creștine a fost gândit de către Sfinții Părinți de-a lungul celor 7 sinoade ecumenice, a fost gândit în termenii filozofiei grecești. Prin urmare, teologia creștină însăși este ceva care rezultă din supunerea la supunerea spiritului la disciplina filozofiei grecești. Creștinismul ne este dat din punct de vedere intelectual, nu sufletesc, intelectual, tuturor celor care suntem creștini, indiferent că suntem de aici, din Asia sau din Africa sau din America de Sud, ne este dat prin intermediul filozofiei grecești. Pentru că așa și-au gândit credința lor, care nu are nici o legătură cu spiritul grec, Ierusalimul nu are nici o legătură cu Atena, dar unul dintre primele miracole civilizaționale creștine este acela că Ierusalimul a fost gândit în termenii Atenei. Și ce a rezultat este ceva care este ireductibil la Ierusalim, prin asta înțelegând matricea iudaică în care s-a format creștinismul, și ireductibil la filozofia greacă, prin asta înțelegând oricare dintre mari filozofi greci, inclusiv cei care, precum Plotin, este, pare să mai apropiat de unele formulări ale creștinismului. Deci primul pas pe care l-am făcut în înțelegerea darului pe care creștinismul l-a făcut Europei, este să spun că din punctul de vedere al nașterii Europei, creștinismul este matrice a acestei nașteri. Deci nu este un ingredient care a participat la, ci este matrice a formării. Și acum am să explic mai pe larg ce înseamnă acest lucru. Și pentru asta am să depăn cele trei elemente în care Valerii, ca și Iorga, gândeau identitatea europeană. Și am să încep cu Roma.
Roma înseamnă în mod fundamental, cum spunea Iorga, dreptul roman. Vreau să vă explic cum a apărut dreptul roman, ca să înțelegeți elementul de universalitate care el a făcut din dreptul roman un instrument capabil să fie adoptat de absolut toate populațiile, indiferent de cultura lor, de pe suprafața Pământului. Etapele sunt următoarele. În 451 sunt fixate așa numitele cele 12 table ale legii, care, în esență, formează un drept etnic, cuvântul este modern, dacă ar fi să folosesc, e vorba de tribul cviriților, este un drept tribal, prin asta se înțelege un drept local, etnic determinat și religios circumscris. Este dreptul cviriților, care este construit, foarte important, în urma unei delegații pe care Roma a trimis-o la Atena pentru a vedea care sunt legislațiile pe care grecii le gândiseră pentru buna viețuire în cetate a oamenilor. Deci este un prim element de universalitate. Acela că romanii, care se va regăsi într-un principiu pe care îl voi enunța mai târziu și care se numește, rețineți expresia, principiul secundarității. Deci romanii înțeleg că există cineva dincolo de Baltă, de Marea Adriatică, în Atena, care face deja lucrurile bine. Se duc cu tradiția lor, pe care nu o reneagă, o confruntă, o compară, văd cum poate fi lărgită cu ceea ce în Atena găsesc. Se întorc și redactează în baza tradițiilor proprii și în baza ceea ce învățaseră din Atena, dreptul cviriților. Asta e prima inovație remarcabilă. A doua inovație remarcabilă este că introduc în drept dreptul privat. Dreptul privat privește persoana. Dar nu persoana în sensul de individ privat, ci în sensul de persoană juridică. Asta este o revoluție remarcabilă. Nu doar triburile, adică comunitățile, sunt de luat în seamă, ci e de luat în seamă elementul ireductibil, ultim, pe care și creștinismul se va construi, care este persoana umană, pe care romanii au gândit-o ca persoană juridică. Este o expresie pe care o avem și noi astăzi, dar trebuie să înțelegeți că reprezintă o mare inovație în drept. Ideea de persoană juridică și de drept privat. A treia inovație remarcabilă a romanilor este că în anul 242 înainte de Hristos, deci în momentul în care Roma încetase de a mai fi regat, devenise republică, dar devenise o republică imperială. Adică o republică care, suntem în secolul 3 înainte de Hristos, suntem în epoca în care supremația, nu numai pentru Italia, dar pentru Mediterana, începe să fie o problemă politică internă a cetății Romei. Roma, ca republică, se definește ca imperiu. Cuvântul prin care noi numim stat trădează originile lui. Romanii numeau stat o expresie care este pe latinește res publica, adică binele comun. Ei așa numeau statul, bine comun. Găsesc această expresie, este genială. Dacă noi nu i-am spune stat statului nostru, ci am spune cu expresia compusă bine comun,
Ne reamintim întotdeauna că singura justificare de existența statului este capacitatea lui de a încarna, de a gestiona instituțional și administrativ și în multe feluri binele comun. Statul este binele comun sau nu este deloc. Ori romanii care erau geniali numeau statul res publica. Noi numim republică un regim politic. E greșit. Pentru noi republica ar trebui să însemne ceea ce pentru romani care sunt strămoșii noștri însemna statul. Dar statul cu înțelesul bine comun. Și așa cum v-am rugat când spun Bizanț, întotdeauna să înțelegeți Imperiul Roman, când spun stat, gândiți-vă întotdeauna în chip latin, că înseamnă bine comun. Și este singura justificare de existență a lui. Punct. Deci, a treia mare inovație este că, pentru că Republica Romană devenise, aspira să fie un imperiu, adică să unifice Italia și bazinul mediteranean, etc., și-au dat seama că dreptul quirit, care era un drept tribal, limitat la o comunitate etnică și la o tradiție religioasă bine circumscrisă, nu face față litigiilor juridice cu care, pe care Roma trebuie, dacă este să fie stat comun, adică bine comun, e confruntată. Și atunci au inventat o magistratură care se numește pretor peregrinus, adică pretorul pentru străini. Nu un pretor pentru cetate, ceea ce era o magistratură care deja exista, ci o magistratură pentru străini, celor care încă nu erau cetățeni romani, dar statul roman, ca bine comun, trebuia să-i gestioneze și pe ei. Și ce e foarte important este că această magistratură, în definiția ei, conținea dreptul acestui pretor peregrinus de a formula în mod general, abstract, fără referire la etnie sau la religie, a principiilor dreptului. Pentru că dreptul roman nu este moștenitorul dreptului quiriților, ci este moștenitorul acelor edicte pretoriene pe care acești pretori pentru străini le-au făcut. Ceea ce noi numim gloria dreptului roman, așa cum a fost codificat de Justinian la începutul secolului VI și este corpul civil de drept roman, este consecința acestor edicte ale pretorilor pentru străini. Pentru că ele, prin definiția magistraturii, așa cum a fost ea definită în 241, pentru că ele legiferaseră general, în mod abstract, pe baza dreptului, litigiile dintre persoane. Ăsta este, de fapt, dreptul roman. Împărații, în momentul în care au început să legifereze, și asta s-a întâmplat începând cu secolul I după Hristos, s-au bazat pe aceste edicte pretoriene. Și ele însumate, filtrate, comentate, au stat la baza marilor juriști care au furnizat pentru Justinian corpus iuris civilis. Adică ceea ce noi numim dreptul roman. Acest drept roman este cel care, pentru partea răsăriteană, a funcționat fără întrerupere până în 1453, iar pentru partea occidentală, când Papa Grigore al VII-lea, în ultimile decenii ale secolului al XI-lea, a făcut marea reformă canonică în Biserica Occidentală, în creștinismul latin,
pe acest corp civil de drept l-a adoptat. Și prima universitate occidentală, prima universitate este consecința dispoziției pe care Papa Grigore al VII-lea a dat-o, ca la Bologna, care era proprietatea unei femei nobile care a sprijinit reforma lui, călugări învățați și inteligenți să adune corpul acestor edicte de drept și să constituie cu ele baza în care să se reformuleze litigiile atât în interiorul bisericii, cât și între biserică și puterea seculară. Este o revoluție care a contribuit major la formarea Occidentului și baza ei stă în dreptul roman. Dreptul roman este, dacă vreți, limbajul abstract și general în care toate tipurile de litigiu, indiferent de comunități, cultura comunităților, originea etnică a comunităților, pot fi rezolvate în mod rațional. Metafora prin care îmi place să exprim acest lucru are legătură cu creștinismul și se leagă de un sfânt al Bisericii Catolice, care e cunoscut printr-un film care a rulat la noi, Thomas Becket. Thomas Becket a fost un arhiepiscop de Canterbury și care a fost declarat sfânt pentru că el a fost martirizat de prietenul lui de petreceri din copilărie, din tinerețe, cu care se îmbătase și curvăsărise împreună, Henric al II-lea Plantagenet, un rege englez normand, de origine normandă, puternic, apric și foarte autoritar. El l-a pus pe Thomas Becket, pe prietenul lui de petreceri, ca arhiepiscop de Canterbury, ceea ce reprezintă o numire scandaloasă, pentru că autoritatea seculară a trecut peste capul oricui și a impus un laic curvar și petrecăreț în fruntea bisericii, ceea ce e un scandal. Dar omul, odată numit, s-a schimbat complet. A suferit o metanoia, adică o prefacere a minții, astfel încât dintr-un curvar și un destrăbălat, un om care în principiu ar fi făcut jocul puterii seculare, a devenit ceea ce finalmente l-a condus la uciderea lui de către vechiul prieten, un sfânt. Ei bine, acestui Thomas Becket îi aparține următoarea vorbă. În nu știu care dioceză de-a lui, intrase în conflict cu pretenția teritorială a unui lord local. Și lorzii au invocat cutuma. Și vorba, Thomas Becket a rostit această vorbă memorabilă. A spus, invocați cutuma, eu invoc dreptul, adică adevărul. Pentru că Hristos nu a spus, eu sunt cutuma. El a spus, eu sunt adevărul. Adică a impus rezolvarea în drept a unei situații litigioase prin invocarea lui Hristos ca definiție, nu în termenii tradițiilor, ci în termenii adevărului. Eu sunt adevărul și calea și viața. Acestea nu sunt definiții locale. Sunt definiții universale. Mersul spre universal al dreptului roman, care inițial este un drept tribal și se generalizează treptat după 241 într-un drept care îi include și pe străini, în termeni evanghelici, și pe samariteni, dacă vreți. Îi include și pe străini în formula binelui comun,
adică al statului roman, al Republicii, acest mers spre general, abstract și universal, care a dat, de fapt, puterea acestui drept roman, este perfect omologic, și asta puteți interpreta în termeni de providență divină, cu mersul creștinismului, care și el este un mers universal și nu un mers particular. Hristos se naște ca un particular, într-o casă particulară, într-o familie particulară, într-o zonă disprețuită a iudeii. Se poate naște ceva bun din Nazaret? Se întrebă oamenii pe vremea aia. Ce se poate naște bun din Nazaret? Bine, se poate naște Hristos din Nazaret. E răspunsul. Dar acest răspuns este că Hristos este adevărul, nu este adevărul Nazaretului, ci este adevărul lui Dumnezeu. Dacă vorbesc adevărat, este pentru că vorbesc în numele Lui, nu în numele meu. Nu în numele particularului se naște adevărul, ci în numele universalului care este Dumnezeu. Ori dacă Fiul lui Dumnezeu a spus-o, nu pe mine ascultați-mă, ci pe cel în numele celui care vorbesc, este că adevărul ține întotdeauna de universal. Și acest mers, acest mers al creștinismului în universal este perfect omologic mersului spre universal pe care îl găsim în dreptul roman. Și poate nu este întâmplător, de-aia vă invit să gândiți asta în termen de providență divină, că s-au întâlnit atât de bine dreptul roman cu creștinismul în formula pe care noi astăzi o numim Europa. Am dat, deci, un element a prezenței Romei în Europa. O mică digresiune. Când apare Europa în uzul oamenilor pentru a desemna ceea ce noi astăzi numim Europa? Nu apare în răsărit, nu apare în Imperiul Roman. Îmi vine să spun, e la mintea cocoșului, de ce n-a apărut? Pentru că ei nu erau Europa, ei erau Imperiul Roman. Nu și-ar fi putut spune Imperiul European. Noțiunea era complet străină, politic, ideologic, de ei. Noțiunea de Europa este legată de o legitimitate căutată. Ăsta e cuvântul. O legitimitate pe care nu o ai și pe care cauți să o găsești sub un nume nou. Este problema tuturor regatelor nu încă creștine, pe cale de creștinare, din Occidentul Europei. Este, în mod fundamental, problema regatului francilor. Francii sunt un neam germanic care a venit din zona Belgiei de astăzi și chiar mai nord de Belgia de astăzi, în țările de jos, a coborât spre zona Franței de astăzi, o zonă foarte bogată, foarte cultivată, care era Galo-Romania, adică era zona din fosta Galie, Galii fiind un neam celtic, care fusese creștinată în urma cuceririlor produse la jumătatea primului secol dinainte de Hristos, de către un mare general al Romei, viitor dictator al ei, Cezar, o creștinare care s-a făcut, deci, ca și la noi, prin cucerire armată și care a produs o populație care a fost numită constant populația galo-romană, dând o zonă urbanizată, o zonă ridicată, prosperă, cultivată. Galo-Romania a fost cum s-a numit la noi Dacia Felix, am putea spune că și Galo-Romania a fost o zonă
romanizată fericită. Între aceste triburi germanice, francii erau tribul cel mai militar, cel mai puternic, dar din punct de vedere politic și cel mai abil. Viitorul le-a aparținut în mod clar lor, pentru că au fost abili, inteligenți și au luat decizii care au fost importante din perspectiva a ceea ce avea să se întâmple. Ei au ocupat Galo-Romania și au transformat-o într-un regat franc, care este un regat barbar. Neagu Giuvara a remarcat următorul lucru. Statul, ca instituție, a fost dat tuturor popoarelor romanizate care au fost ocupate de către ocupant. Statul francez nu a fost format de către populația galo-romană. Și înțelegi de ce? Pentru că populația galo-romană avea ca stat Imperiul Roman. Ei nu își puteau da altă formă de stat decât cea pe care deja o aveau, chiar dacă se degradase în urma prăbușirii Imperiului Roman. Legitimitatea romană rămăsese undeva foarte departe în Orient. Foarte departe, pentru epoca la care mă refer, se referă la următorul lucru, care nu se traduce în termen de kilometri, ci în termen de comunicare maritimă. Un istoric belgian genial, pe nume Henri Piren, a avansat teza că, de fapt, ruptura dintre apusul Europei și răsăritul Europei nu se produce, cum spune istoriografia occidentală tradițională, în 476, ci mult mai târziu, în momentul în care cucerirea arabă închide Mediterana și comunicarea maritimă între vest și est nu se mai poate face. În acel moment, vestul este separat de est. De-abia de atunci încep putem să vorbim de o evoluție autonomă a vestului față de est. În condițiile în care ideea de legitimitate politică rămăsese și în vest, aparținând Romei, adică Imperiului Roman de la Constantinopol. Din acest motiv, statele au fost aduse de cuceritorii barbari și nu au fost create de către populațiile romanizate. Generalizând, Neagu Giuvara a spus că și pentru noi, nu populația daco-romană este cea care și-a creat un stat, ci cuceritorul cuman este cel care a dat un stat. Și teza lui este că primii noștri domnitori sunt, de fapt, cumani. Aparțin nobilimii militare, întotdeauna militare, cumane. Ceea ce în sine, toată lumea a sărit spunând că este un lucru care ne diminuează și că e un atac la ființa noastră națională. Asta e o prostie. Nu. Nu este un atac la ființa noastră națională, este pur și simplu o descriere ceea ce s-a petrecut cu noi, pentru că ceea ce suntem nu poate fi atacat printr-o descriere, ci dimpotrivă, poate fi înțeles mai bine printr-o descriere. Revin acum la cazul regatului franc, care constituie, la el mă refer, pentru că el constituie nucleul Europei. Regatul franc avea o problemă legată, unul, de religie și, al doilea, de legitimitate. Problema religiei a rezolvat-o în condițiile în care foarte multe triburi germanice fusese recreștinate arian, opțiunea pentru franci era cărui tip de creștinism să se afilieze. Și decizia lor a fost să se afilieze creștinismului roman. Dacă ar fi fost în proximitatea Imperiului Roman de la Constantinopol, ar fi adoptat, precum bulgarii mai târziu, precum sârbii mai târziu, precum
rușii mai târziu, mă refer la fapte care se petrec în a doua jumătate a primului mileniu creștin, ar fi adoptat creștinismul de Constantinopol, așa zicând, cel pe care noi astăzi îl numim Ortodoxie. La vremea respectivă, ideea de catolicism cu sensul de azi, ortodoxie cu sensul de azi, nu existau. Era creștinism, punct. A, da, că era arianism, că era monofizitism, că era nestorianism, da, astea sunt problemele creștinismului, de definirea dogmei, dar nu exista noțiunea pe care modernă de ortodoxie a noastră, catolicism a lor. Catolic înseamnă, cum știți, în greacă, universal. Nu are o noțiune etnică sau religioasă precizată, ci înseamnă pur și simplu universal în greacă. Revin la Franța. Aveau două probleme. Prima problemă religioasă au rezolvat-o afiliindu-se nu arienilor, și asta e un prim gest care trebuie înțeles în genialitatea lui. Pentru că fraților germanici adoptaseră arianismul. Ei s-au singularizat prin faptul că au adoptat acel creștinism care corespundea celei mai apropiate episcopii creștine care le stătea la dispoziție. Și aceasta era episcopia romană. Așa se explică afilierea la Roma a francilor. A doua decizie, foarte înțeleaptă, a fost următoarea. Deși papa l-a încoronat imperator romanorum pe Carol cel Mare la Roma în 25 decembrie 800, el a preferat să nu concureze, adică să nu uzurpe legitimitatea Constantinopolului. Constantinopolul este Imperiul Roman. Eu devin altceva. Și acest altceva se numește prima structură europeană. El a continuat să se intituleze Rex Francorum, dar cronicardii lui îl numeau Rege al Europei. Europa este numele pe care l-au găsit occidentalii, întemeitorii regatelor creștine occidentale, succesoare ale Imperiului Roman de apus, numele pe care l-au găsit pentru a se descrie pe ei ca legitim succesori ai Romei și nu uzurpatori ai Imperiului Roman care rămăsese în răsărit centrat pe Constantinopol. Asta înseamnă Europa. Europa înseamnă legitimitatea politică a regatelor germanice de substanță romană, legitimitate politică ca succesori ai Imperiului Roman de apus și de religie romană, creștin-romană. Prima Europa, pentru că sunt mai multe Europe, prima Europa este ceea ce în istoriografie se numește Imperiul lui Carol cel Mare. Dacă vă uitați pe hartă sau vă activați în minte, Imperiul Roman al lui, Imperiul German, Imperiul lui Carol cel Mare, care este un imperiu franc de substanță galo-romană și de religie creștin supusă episcopiei Romei, el se întinde peste Franța de astăzi, acoperă complet Belgia și o parte din Olanda, acoperă toată Germania până în Bavaria asta. Bavaria era un ducat de obediență francă, este limitat în sud-est de către regatul Longobard, care era un pivot succesor al Longobarzii, sunt niște succesori ai regatelor germanice
odoacru teodoric de tip ostrogot și care controlează, din punct de vedere militar, Italia, pe care are vocație să o controleze și Imperiul lui Carol cel Mare. Asta este originea împărțirii Italiei între regate sau teritorii papale, care erau cele care stăteau sub autoritatea regelui Frank, și cele nordice, care nu sunt papale și care stăteau sub autoritatea altor germanici, care erau, în cazul de față, Imperiul Longobard. Asta este rădăcina luptelor papale între statele papale și statele. Este vechea obediență politică sau protecție politică care venea fie de la franci, fie de la longobarzi. Europa, prima Europa, este acest lucru. Este succesoarea Imperiului Roman de apus, având ca religie religia romană, creștinismul roman, și având ca legitimitate politică dubla obediență. Aceea că sunt succesori politici ai Romei, dar nu sunt Roma, pentru că Roma era în funcțiune în răsărit. Și în același timp au adoptat religia Romei. Legitimitatea era dublă. Era politică ca succesori ai Romei, ai părții pierdute a Romei, și în același timp erau cei care adoptaseră religia Romei, pe care nu o distingeau atunci de religia creștină a Constantinopolului. E foarte semnificativ că în timp ce Roma și-a luat distanțele ei față de zguduirea iconoclastă din răsărit, regii franci nu s-au pronunțat asupra chestiunii. Au lăsat pe religioși să trașteze chestiunea ei și au păstrat obediența față de religie, așa cum o definea Roma. Iar din punctul de vedere al crizei iconoclaste, Roma a ținut partea ortodoxă, ca să zic așa. A susținut ortodoxia. Vreau să vă întreb. Mă urmăriți în parcursul pe care îl fac? E ceva neclar? Construiesc pas cu pas identitatea europeană pornind de la rădăcinile ei. Am lămurit până acum esența dreptului roman. Am lămurit apariția primei Europe. Și i-am construit înțelesul în funcție de, nu legitimitatea uzurpată față de Imperiul Roman, ci legitimitatea căutată, adică inventarea unei noi legitimități care are la origine moștenirea unei Rome pierdute și recâștigate prin adoptarea creștinismului roman. Acest lucru îl repet nu pentru că am uitat că l-am spus, ci pentru că îl consider foarte important pentru a înțelege ce este Europa. Acum mă întorc la Roma și la ceea ce am numit mai devreme raportul de secundaritate. Raportul de secundaritate este o expresie pe care un important filozof francez, Rémy Braque, l-a găsit în 2001 când a publicat o carte care se cheamă Europa, virgulă, Calea Romană. L'Europe, la voie romaine. Teza lui este foarte interesantă, pentru că adaugă un element fundamental roman celui pe care deja îl știam, care este dreptul roman. Acest lucru nou, el îl numește raportul de secundaritate. Și este ceva specific Romei și care a devenit specific Europei.
Și o să vedeți în ce măsură ne este specific nouă românilor, deși e prima oară când auzim de el din gura unui filozof francez, Rémi Braque. În ce constă raportul de secundaritate? Raportul de secundaritate constă în următorul lucru. Roma știe că este o putere militară. În secolul II, la jumătate, ea cucerește Grecia. Roma este o cultură cu memorie. Prin asta înțeleg faptul că de foarte timpuriu ei au început să-și scrie analele. Ei nu uitau ce sunt în istoria lor. Ca atare, ei nu uitaseră că în 451, ca să-și redacteze dreptul quiriților, ei trimiseseră o delegație la Atena. Ei știau pe cine au cucerit. Și anume, îi cuceriseră pe unii care, din punct de vedere cultural, le erau clar superiori. Nu aveau niciun dubiu în privința asta. Nu există cel mai mărunt roman care, dintr-un patriotism local, ignar, să fi putut spune suntem mai buni decât grecii. Nu. Știau că le sunt, din punct de vedere cultural, inferiori. Care este atitudinea obișnuită? Când ai o inferioritate culturală, dar ai puterea armelor de partea ta, omul obișnuit strivește. Ești în puterea mea, te distrug. De ce? Ca să elimin superioritatea care mă deranjează. Sursa resentimentului este exact asta. Este conștiința că cel din fața ta are un resentiment pe care tu, care din anumite alte privințe îi ești superior, nu-l poți depăși în niciun fel. Iar resentimentul roade cât nu poate construi sentimentul. Este cel mai oribil sentiment, resentimentul. Ei bine, romanii nu numai prin dreptul roman au fost geniali, ci și prin faptul că s-au instalat față de grecii, cărora le erau superiori administrativ, militar, politic și, în mod clar, îi guvernau, îi stăpâneau, s-au instalat față de ei într-un raport pe care Rémi Braque îl numește de secundaritate. Și asta înseamnă următorul lucru. Te-am cucerit, dar înțeleg că mi-ești superior din punct de vedere spiritual. Atunci mă pun la școala ta pentru a învăța de la tine. Acest lucru cum se face? Se face deschizându-ți sufletul, inima, inteligența, la conținuturile spirituale ale culturii tale și le fac să rodească în sufletul meu. Le cultiv în sufletul meu. Și ajung la cuvântul cultură. Cuvântul cultură vine de la țărani. Țărani în sensul de cultivatori ai pământului. Cultura este un cuvânt desprins din agricultura, adică cultivarea pământului. Cultura se face exact așa cum se cultivă pământul. Ai o sămânță care este înțelepciunea cuiva. Ai un pământ care este sufletul tău. Iei sămânța, o bagi în sufletul tău și o cultivi. Faci ce trebuie. O ari când apar buruieni, plivești și uzi. Adică îngrijești. Porți grija sămânței pe care ai pus-o în pământul sufletului tău. Și aștepți. Pentru că aici nu există niciun fel de grabă. Graba strică cultivarea, strică treaba. Trebuie să dai timpului timpul său. Și, deodată, și aici îl citesc pe Platon, din Scrisoarea 7, pagina 340c.
E una dintre marile pagini ale umanității. Și deodată descoperi că în sufletul tău a apărut o flacără care arde cu o flacără care nu mai poate fi stinsă. Și acea flacără te încălzește. Asta este cultivarea și ăsta este mecanismul raportului de secundaritate. Diferența față de cultivare e o noțiune pe care au inventat-o romanii. În dialogurile tusculane, al doilea dialog tusculan, Cicero vorbește de cultura animii, adică cultura sufletului. Și o descrie exact în termenii în care se descrie agricultura, adică cultivarea pământului. Cei care au inventat, dacă îmi este permis acest termen, cultura înțeleasă ca proces al cultivării, sunt romanii. Și au putut o face pentru că ei s-au pus la școala grecilor. Adică au intrat într-un raport de secundaritate cu cei care posedau înțelepciunea, iar ei, romanii, care nu o posedau, înțelegeau, fără resentiment, că ei o au. Deși acei ei se aflau militar vorbind în puterea lor. Simțiți cât de genial este acest mod de a răspunde? Roma a ajuns la noi prin două elemente cruciale. Dreptul roman, de care am vorbit rapid, pentru că nu se poate ajunge într-o conferință, dar am schițat aliniamentele principale, și prin raportul de secundaritate. Fac o mică digresiune. Luați-ne pe noi, românii. Ce suntem noi? În Bizanț după Bizanț, Iorga, cu un cuvânt foarte frumos, ne numea suveranitățile nord-dunărene. Un cuvânt care îmi place foarte mult. Suveranitățile nord-dunărene. Și noi am constituit după el una dintre cele trei componentele ale Bizanțului de după Bizanț. Una dintre aceste componente au fost suveranitățile nord-dunărene, care au rezistat, au fost continuatoare ale Bizanțului, în mod paradoxal, păstrând și limba Bizanțului în învățământ, până în 1121, când s-a făcut reforma a lui Lazar, cunoscută la noi sub numele ăsta, prin care s-a trecut în învățământ de la limba greacă la limba română. Pentru că înainte de 1821, limba în care se preda în academiile domnești, înființate la Iași și la București, la sfârșitul secolului al XVII-lea, respectiv începutul secolului al XVIII-lea, aceste academii domnești, care erau forma de învățământ superior din principatele românești, nu se preda în limba română, se preda în limba greacă. Și dacă vreți să găsiți cursurile ultimului mare comentator al lui Aristotel, care a trăit în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Teofil Coridaleu, dacă vreți să vedeți unde se predau comentariile la cele 8 cărți ale fizicii lui Aristotel, o să le găsiți în programa de învățământ de la Academiile Domnești. Profesorii erau greci, auditoriul era mixt, erau și români, fii de boieri români și așa mai departe, dar în mod clar, principatele aparțineau ca sferă de cultură culturii neogrecești. În aceste suveranități nord-dunărene supraviețuia Bizanțul inclusiv sub forma materiei de predare, pentru că Teofil Coridaleu aparține tradiției bizantine din comentariile aristotelice. Iar acest lucru se încheie în 1821. Emanciparea noastră ca români, când am intrat în posesia limbii române, s-a făcut pe seama eliminării ultimei rămășițe a Bizanțului, care e în 1821. Dar uitați-vă la noi, care e formula noastră sufletească? Formula noastră sufletească este raportul de secundaritate. Noi ne formăm în sfera Bizanțului. Asta implică, amintiți-vă cum am început prelegerea, distinția între darul
care este o cauzalitate directă, și darul care este un transcendental, adică creează condițiile unei manifestări autonome. Noi am trăit sub influența bizantină pentru că am adoptat creștinismul în varianta lui de Constantinopol, după ezitări, cum știți, în secolul 14 sunt ezitări, sunt domni care sunt catolici, dar formula care a prevalat este formula nu a creștinismului roman, ci a creștinismului constantinopolitan, să spun, care avea să se numească Ortodoxie. Și după aceea cu noi se petrece un lucru. Noi suntem o populație de un popor de având o cultură de răscruce, adică o cultură care nu este într-o singură sferă de dominație, ci o cultură care este în mai multe sfere de dominație. Este o trăsătură foarte importantă a românilor și, după părerea mea, este una dintre sursele mobilității lor interioare, care îi distinge de alte popoare din Europa. Noi toți am crezut că, Iorga în special, că domnitorii noștri, primii noștri domnitori, erau niște țărani mai înstăriți și care erau foarte apropiați ca cultură și ca port de țăranii noștri. Adică erau niște boieri foarte apropiați de țărani. În momentul în care a fost dezgropat la Argeș, în anii 20, mormântul lui Mircea cel Bătrân, cred că el era, s-a văzut cum era îmbrăcat. Era îmbrăcat exact ca un rege occidental. Asta înseamnă că modul în care noi folosim occidental și oriental este de acum și nu e de atunci. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că aceste cuvinte sunt încărcate ideologic și introduc în epoca la care ne referim decupaje emoționale care nu sunt ale epocii, ci sunt ulterioare. Deci domnitorii noștri erau exact ca niște cavaleri occidentali. Erau ca niște principi occidentali. Nu erau ca niște principi orientali, pe de-o parte, orientali însemnând după moda turcească, pentru că bizantinii nu erau deloc orientali la port, pentru că occidentalii au luat portul lor de la bizantini. Asta trebuie să avem foarte clar în minte, ceea ce numim straiul principelor occidentali este straiul principiilor bizantini, de la ei l-au luat. Dar ăla a devenit occidental și pentru noi oriental a devenit portul oriental, ăsta cu anterie, caftane, nu știu ce, care este al orientalilor, adică al otomanilor. Oriental aici însemnând turci, Imperiul Otoman. Deci când am descoperit asta, ipoteza lui Iorga, pe care o exprimase într-o conferință din 1923, că la 1300 conștiința românească încă nu se divizase politic între clasă conducătoare și clasă condusă, adică între țărani și așa mai departe și nobili, era falsă. Nu. Conducătorii noștri nu erau niște țărani mai înstăriți, erau niște principi. Iar modul în care se îmbrăcau era al bizantinilor, adică al occidentalilor. Nu? Nu avem această distinție. Prin urmare, sunt în digresiunea referitoare la cum suntem noi sufletește. Deci noi suntem la întretăierea la întretăierea mai multor culturi și evoluăm în funcție de o alegere pe care o facem. Și cea mai frapantă alegere din cultura noastră, îmi vine să spun, nu este cea impusă de dominația otomană. Pentru că noi, din principate de tip occidental, în fond, cum suntem la întemeiere și suntem în, inclusiv în epoca lui Ștefan cel Mare,
După ce ne pierdem dreptul de a avea o armată proprie, și asta se face sub presiunea otomană, din acel moment noi intrăm într-o sferă, suntem obligați să intrăm într-o sferă de influență culturală care, fără a abandona fondul care este ăsta creștin și latin și așa mai departe, se impregnează de moravurile orientale care sunt cele turcești în fond și aveau să fie definite mai târziu ca fiind balcanice. Noțiunea de balcanic este o consecință a supunerii acestei vechi regiuni romane care se numea, atenție, Romania. Așa se numea, se numeau Balcanii. Romania. Această Romania devine Balcanii, a căror note de caracterizare culturală sunt turcești. Clar. Deci până să intrăm în asta, deci nu mă refer la această supusă transformare culturală, voi nu vă dați seama, pentru că am uitat, memoria noastră este latină, dar limba noastră s-a relatinizat masiv în secolul al XIX-lea, prin influența franceză și parțial italiană. Dar limba noastră era turcită și grecizată într-o măsură pe care nu puteți bănui. Asta decurge din maleabilitatea noastră, dar remarcați, odată cu maleabilitatea, rezistența. Rezistența fondului. Vreau să mă refer însă la marea turnură românească, care este decizia conștientă, insist, conștientă, pentru occidentalizare, care s-a făcut de-a lungul mai multor generații, dar accelerat în prima jumătate a secolului al XIX-lea, procesul a început însă la jumătatea secolului al XVIII-lea, prin boieri, normal că nu prin stratul de jos, ci prin stratul de sus, prin boieri, s-a făcut o reorientare culturală a României, a cărei consecință suntem noi astăzi, în toate straturile, incluzând biserica care a fost profund modificată de această occidentalizare. Prin această occidentalizare, noi trebuie să înțelegem, așa cum va reieși până la sfârșitul acestei prelegeri, de fapt o reorientare spre ceea ce se numește Europa. Mai fac un pas în digresiune înainte de a o închide, prin a aplica noțiunea de principiu de secundaritate nouă. Noi ce am făcut în secolul al XIX-lea? Noi, de fapt, am aplicat principiul de secundaritate. Ne-am uitat în jur și am văzut că unele sunt bune și altele sunt rele. Folosesc acest limbaj mitografic în adins. Și strămoșii noștri s-au uitat spre răsărit și au văzut că lucrurile sunt rele. Pentru că era turcizarea generală. Și o stare de agonie a unui imperiu care cândva făcuse să tremure regatele creștine și folosesc terminologia din secolul al XIV-lea a unui mare istoric arab pe nume Ibn Khaldun, care încă de atunci remarcase că se petrece ceva cu regatele creștine din nord. Prin asta înțelegea nord, el scria în zona Maghrebului și în zona Egiptului de astăzi de nord, adică în zona Cairo, în zona Tunis, de unde el provene. Deci pentru el, regatele creștine din nord însemnau cele din nordul Mediteranei. Și astea erau cele pe care noi astăzi le numim Occidentul Europei. Remarcase o dinamică în evoluția lor, care îl punea pe gânduri. De ce? Pentru că această dinamică pe care el, ca istoric, o identificase în Imperiul Abbasid, care s-a prăbușit pe la 1250 și ceva, în zona musulmană, nu o mai vedea în secolul al XIV-lea. O găsea ostenită. În timp ce o găsea vie în regatele nordice creștine din nord. Deci,
strămoșii noștri s-au uitat spre răsărit și au văzut o decadență, o absență a prosperității materiale, au găsit toate notele negative pe care noi le asociem cu Imperiul Otoman. Și s-au uitat spre apus și au găsit civilizația, cum se numea pe vremea aceea, cu un cuvânt francez care fusese inventat la jumătatea secolului al XVIII-lea. Noțiunea de civilisation, care vine din civilize, e interesantă originea termenului, este, vine din cuvânt, dintr-un cuvânt din jargonul juridic, civilize, care înseamnă trecerea unui proces din penal în civil. Asta înseamnă a civiliza, a trece din penal în civil. Ei bine, civilizația ei o vedeau în apus. Și acolo vedeau o formă de creștinătate foarte dinamică. Ei vedeau, spre deosebire de urmașii occidentalilor de astăzi, care nu mai văd sau nu mai vor să vadă creștinismul în civilizația lor, ei vedeau în primul rând realizarea unei civilizații creștine în formele unei civilizații instituționale și materiale care era bună și ar fi vrut-o și pentru ai lor acasă. Vrem o țară ca afară este un slogan pe care nu l-am inventat noi acum demonstrând împotriva celor care considerăm că ne țin pe loc, ci este chiar expresia a ceea ce strămoșii noștri în secolul al XIX-lea au făcut. Ei au vrut o țară pentru nevoiașii lor, cum vedeau că este afară. Un impuls foarte generos. Și cum au făcut? Au aplicat principiul secundarității. S-au pus la școala Occidentului. Au învățat acolo, au deprins semințele înțelepciunii de acolo, le-au sădit în sufletul lor și cu ele s-au întors acasă. Și aici le-au luat din sufletul lor, care deja devenise un suflet european occidentalizat și stârneau reprobarea celor de acasă care vreau să rămână orientali și era marea dispută dintre pantalonari, celor care, după moda occidentală, începuseră să poartă pantaloni și cei care păstrau portul anteriilor după moda turcească. Și care nu era moda bizantină, era moda turcească. Deci s-a stănit această dispută, dar ei au făcut ceva care i-a făcut câștigători. În primul rând că proveneau din clasa de sus. Asta era important. Ei nu trebuiau să se lupte pentru a ajunge în clasa de sus, cum ar fi făcut-o cei care veneau de jos. Ei erau deja sus. Asta a fost un avantaj mare. Pentru că erau decidenți sau puteau deveni, așa se explică Revoluția de la 1848, care, cum știți, a fost o revoluție sprijinită de biserică. La noi, biserica nu a fost împotriva modernizării, ci a fost permanent în favoarea modernizării, chiar dacă prin legea secularizării, sub Cuza, a devenit una dintre marile perdante ale modernizării. Dar și acest lucru a fost acceptat de biserica noastră, pentru că a existat acest sentiment profund că viitorul, și prin asta se înțelege bunăstarea națională pentru România, ține de apus și nu ține de răsărit. Asta a fost o decizie fundamentală pe care strămoșii noștri au avut în secolul XIX, iar prin asta includ și biserica, nu numai pe boieri, pentru că biserica a sprijinit această mișcare în mod profund. Și ce au făcut? Au creat instituții. Cultivarea care s-a produs prin punerea sămânței în sufletul omului, și asta este cultivarea individuală, la scară socială s-a produs prin copierea semințelor occidentale ca instituții în arhitectura statului român. Și așa s-a modernizat România. Dau două exemple. Unul e din afară, unul e de la noi. Cel din afară. După 1866, când un principe străin,
de comun acord este adus pe tronul țării, la început ca principe, iar după aceea, după 1881, ca rege. În 1866, deja principatele nu se mai numeau Principatele Unite, se numeau din 1861, inclusiv în actele de cancelarie, se numeau România. Asta e important. Deci, după 1866, nu mai țin minte anul, un trimis al sultanului, care căuta să cumpere arme de pe la noi, adică noi ne ocupăm, intrasem deja în comerțul care contează, și avea nevoie de arme occidentale sultanul, normal, venise să le caute, notează în jurnalul lui că a trecut Dunărea. Suntem într-o perioadă în care Bulgaria încă nu își căpătase independența, Bulgaria era încă teritoriul otoman. Iar e după 1877, pentru că noi căpătaserăm deja independența. Da. E după 1877. Deci după 1877, dar nu mai târziu de 1785. Deci acest emisar turc trece Turcia, trece granița, Dunărea, din Turcia, care este Bulgaria de astăzi, la noi. Și zice, imediat ce treci Dunărea, simți că ai trecut în Occident. E o percepție subiectivă, dar foarte semnificativă. Foarte semnificativă. Al doilea exemplu este din 1891, cred, când doi mari corifei ai modernizării României, Vasile Alexandrii și cu Mihail Cogălnicianu, își scriu unul altuia. Și este o scrisoare a lui Alexandrii către Conu Mișu, către Cogălnicianu. Și zice, Coane Mișule, ți-amintești cum era România în timpurile tinerețelor noastre și cum a ajuns acum? Îmi vine să spun că ni s-au împlinit toate năzuințele tinereților și ca vechii greci îmi vine să stric evohe, am izbândit. Deci la sfârșitul secolului XIX, corifei ai modernizării României și oameni din afară complet și, ca, și pe seama cărora, ca să influenței lor politice se făcuse modernizarea României, constatau același lucru, că România înregistrase senzaționale succese pe calea modernizării. Ce înseamnă, de fapt, modernizare? Înseamnă, de fapt, adoptarea matricii civilizaționale a Europei. O matrice civilizațională la care revin după ce încheie această digresiune, dar la care noi am ajuns aplicând exact ceea ce Remy Bragg numea raportul de secundaritate. Am știut că înțelepciunea nu e la noi. Am identificat la cine se află. Ne-am pus la școala aceluia care o avea și am făcut-o printr-un proces de adâncă cultivare a noastră. Ce suntem noi astăzi? Păi suntem un popor oriental de cultură occidentală. Formula nu este a mea, e a lui Drăghicescu de la începutul secolului 20. Suntem un popor oriental prin ce? Păi prin foarte multe trăsături. Când spun oriental, este o noțiune foarte încărcată ideologic. Granița dintre Orient și Occident trece de-a lungul istoriei prin zone foarte diferite. Dar nu mai fac vreo digresiune în privința noțiunii de oriental. O iau ca atare, cum o spusese Drăghicescu, ca o convingere că noi suntem un popor cu sentimente, instincte care sunt orientale mai degrabă decât occidentale și lucrul puteți proba simplu comparând un neamț cu un român sau un francez cu un român sau un englez cu un român. Diferim prin ceva și putem numi pentru comunitate acest lucru. Noi suntem un popor oriental, iar ei sunt un popor occidental. Dar suntem un popor oriental, spre deosebire de ei, care sunt doar de cultură occidentală, de cultură occidentală.
Iar românii au această particularitate. Ei nu au o singură cultură a lor proprii, ci au încă o cultură care este una dintre culturile occidentale. Românii se nasc având cel puțin două culturi ca culturi materne sau paterne, cum vreți să spuneți. E un lucru foarte important. Noi, deși atât de îndepărtați de Franța lui Rémy Braque, noi ne-am constituit ca națiune modernă prin intermediul raportului de secundaritate. Iar acest raport de secundaritate ne-a latinizat încă o dată. Am închis digresiunea și revin la firul principal al expunerii pentru a vă spune că raportul de secundaritate, și aici rostesc un lucru important în economia prelegerii mele, este un dispozitiv mental. Ce înseamnă un dispozitiv mental? E simplu de înțeles. Este un mod stabil, regulat, de funcționare a minții într-un anumit regim. Gândiți-vă ce înseamnă logica. Când aveți contact cu oamenii, puteți spune despre unul, mă, ce minte împrăștiată are ăsta. Nu spuneți că e prost. Spuneți că are o minte împrăștiată. Și vorbiți cu un alt om care are mintea organizată logic. Și spuneți, domne, ce structură logică are mintea omului ăstuia? Care e diferența dintre cele două minți? E vorba de suportul biologic, de creier, adică creierul unuia e mai greu decât al celuilalt. Nu. Nu este vorba de biologie. Este vorba de mod de organizare stabilă a minții. Într-unul, la cel logic, mintea este structurată pe dispozitive mentale de funcționare care țin de logică. La celălalt, nu. Dispozitivul mental este o structură de organizare a minții. Nu știu cum se face asta ca suport biologic. Ce neurofiziologie este angrenată aici. Nu mă refer la acest substrat. Mă refer la ce se vede în funcționare. Mintea unor oameni funcționează logic, iar acest lucru se învață. La 11.20 închei? Okay? Eu văd asta. La 12 închei, okay, nu? Da. La 12.10. La 12. Da. E bine. Aveți timp. Bun. Pot încă continua? Sunteți cu mine, da? Tocmai acum se organizează mintea. Bun. Așa. Da, orice discurs este, de fapt, vă rog. S-a vorbit limba latină la curte, deci era limba oficială, până în secolul al VII-lea. După care s-a trecut la limba greacă, din motive evidente, pentru că limba greacă era limba vorbită de totalitatea populației. Iar populațiile care nu aveau ca limba maternă limba greacă, erau aculturate tot în greacă. Și asta corespunde, vă mulțumesc pentru întrebare că îmi permite o precizare, asta corespunde unei împărțiri lingvistice a Imperiului Roman între o zonă în care limba latină era limba în care se aculturau populațiile non-latine din Imperiu și această graniță trece prin Balcanii de astăzi și separă Croația de Serbia. E foarte interesant. Pe acolo trece granița și partea răsăriteană în care limba de militar, de administrație și de drept era în continuare latina, dar limba în care se făcea comerțul de zi cu zi și așa mai departe, limba în care se aculturau populațiile non-grecești, de exemplu sirienii și așa mai departe, era limba greacă. Se vorbea limba română de către populația de jos, se vorbea deja în biserică ca slujbă era slavona, pentru că
biserica noastră și-a luat formele instituționale pe filieră sârbească, care ne-a dat și forma primelor biserici, și primul așezământ monahal este făcut de un călugăr sârb. Din acest motiv, limba în care noi am preluat cult creștinismul este slavona, iar în cancelarii se vorbea ca limbă, limba română. Limba de cultură, începând cu secolul XVII, a devenit neogreacă. Echivalentul limbii franceze ca limbă de cultură pentru tot secolul XIX și pare parte din secolul XX la noi. Sau la ruși, de exemplu. În război și pace, noi vedem situația în care rușii, patrioți ruși, se luptă cu ocupantul francez, invadatorul francez, dar ei acasă vorbesc franceza. La fel erau și boierii noștri. Ei erau, vorbeau între ei franceza, foloseau româna ca să înțeleagă cu restul. Asta nu-i făcea mai puțin patrioți români și așa mai departe. Este scrisă în slavonă. O scurtă precizare. Va fi o sesiune și de întrebări, răspunsuri și am dorit să avem o continuitate a conferinței, de aceea întrebările puteți să le scrieți și există timp suficient pentru o reflecție și, bineînțeles, întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Rămăsesem la dispozitive mentale. Când ascultați o prelegere, se petrece fenomenul ăsta. Te impregnezi de o structură care este a discursului conferențiarului și cumva te împărtășești de la dispozitivele mentale pe care încearcă el să le implementeze în discurs. Dar ce vreau să spun este că raportul de secundaritate, pe care noi nu l-am luat direct de la romani prin proximitatea lor, l-am regăsit ca instrument de modernizare, independent, poate că pornit de la structurile noastre latine, dar în orice caz a avut rolul unei relatinizări a societății românești. Ne confirmă în faptul că suntem latini, faptul că instrumentul modernizării noastre este chiar raportul de secundaritate. Adică raportul prin care romanii s-au grecizat din punct de vedere cultural. Și un amănunt adeseori trecut cu vederea este faptul menționat de istorici bunăoară, care este limba în care se adresează ucigașilor lui Cezar în Senatul Romei. Este limba latină. Unui singur om îi se adresează în greacă în momentul în care și el îl înjunghie. Este vorba de Brutus, care era fiul lui și căruia îi s-a adresat în greacă. De ce? Pentru că în familie vorbeau grecește. Pentru că orice roman cultivat avea două limbi. Era limba puterii militare a administrației și a dreptului, care era limba latină, și era limba de suflet, așa spunând, limba de cultură, care era greacă. În ce limbă și-a redactat însemnările private Marcus Aurelius, împăratul Romei? În greacă și nu în latină. Împăratul Romei. În așa măsură erau ei degrecizați, romanii. Dar acest lucru mi se pare sfâșietor. Iar Cezar, faptul că lui Brutus, când îl recunoaște, îi se adresează în greacă, pentru că era limba familiei, limba familiară. Iar celorlalți așa. Iar Cezar încetează să se mai apere numai în momentul în care vede că și Brutus face parte din conspirație. Și după ce primește și lovitura lui Brutus, face ceea ce romanii făceau în momentul morții. Și-a tras toga peste față ca să nu-i se vadă chipul morții. Asta mă emoționează foarte mult. Și adresarea în dreapta și gestul acesta roman tipic de a-ți acoperi fața când mori.
Raportul de secundaritate, ca și structura logică de funcționare a unei minți, este un dispozitiv mental. Dispozitivele mentale se învață prin educație, prin respirarea aerului timpului, prin foarte multe elemente. Prin toate elementele prin care noi ne pătrundem de cultura locului. Cum anume devenim români? E vreun catehism pe care îl îndeplinim, punctul 1, punctul 2, punctul 20, le bifăm și nu? Cum? Respirând aerul locului. Prin familie, prin strada unde ne jucăm, prin interacțiunea cu copiii, prin educația pe care o primim, prin armată, prin nu știu ce, în toate felurile. A deveni român este același lucru cu a deveni european. Înseamnă, de fapt, a încorpora, pe măsura formării, a încorpora niște dispozitive mentale, niște înclinații sufletești, niște instincte morale, și așa mai departe, cum vreți să le numiți, care toate sunt în noi până la moarte. Iar dacă se modifică, se modifică în felul următor. Prin altoire, nu prin suprimare. Adică se adaugă o tulpină la trunchiul care deja există. Și ce rezultă este consecința trunchiului și a ceea ce a fost spus. Deci a fi ceva înseamnă, de fapt, a încorpora în acest ansamblu pe care îl formează mintea și sufletul nostru, și uneori când spun minte, acopăr și sufletul. Nu mă refer la inteligență în sensul IT, adică putere de calculare, aceea care poate fi eventual modelată printr-un program de calculator sau prin funcționarea calculatorului. Nu mă refer la mintea care calculează. Prin minte înțeleg ceva care include și sufletul și de fapt conferă identitatea profundă a noastră. În acest sens pot vorbi și de mintea unei culturi. Pot vorbi de mintea greacă și prin asta înțeleg ansamblul format de cultura greacă, dar și de mecanismele de generare a acestei culturi. Când spun mintea creștină, și voi folosi imediat această expresie, înțeleg atât produsele creștinismului, cât și mecanismul mental și sufletesc care le-a generat. Și acum îmi continui pasul. Raportul de secundaritate este chiar mecanismul prin care românii s-au modernizat. Prin urmare, nu trebuie să vi se pară deloc straniu acest, poate că denumirea e ciudată, raport de secundaritate, ea consemnează simplu fapt că pornește de la constatarea unei secundarități. Adică faptului că nu tu ești centrul, ci centrul aparține altuia și atunci încerci să interiorizezi tu centrul. Și acum revin. Roma, deci, a dăruit civilizației europene dreptul roman și a dăruit raportul de secundaritate. Grecia. Și nu mă mai pot întinde la fel de mult, am să enumăr. Ce a dăruit Grecia Europei? Pe în primul rând, prin ce este definită Grecia față de alte popoare? Dacă ne uităm la, comparăm Grecia cu Egiptul, arta statuară, de exemplu, grecească cu cea egipteană, de dinainte de Marea Revoluție a formei clasice a frumuseții grecești, care e datată de unii istorici cu 480 înainte de Hristos, atunci când Critias, un sculptor faimos în epocă,
ascultat așa-numitul băiat, care a fost descoperit într-un sit arheologic din Partenonul Atenei. Deci, Grecia este foarte asemănătoare cu Egiptul și, în general, se simte foarte mult influența populațiilor maritime din zonă. Dar Grecia devine Grecie în momentul în care inventează sau descoperă câteva lucruri. Primul lucru pe care îl descoperă este legat de suflet. Sufletul este, noi folosim cuvântul suflet într-o accepțiune care vine direct din tradiția grecească. Grecii numeau, încă Homer, sufletul psyche. Este un substantiv feminin. Această psyche capătă trăsăturile pe care le are sufletul pe care noi l-am moștenit și care a devenit sufletul creștin prin mai multe revoluții prin care a trecut în Grecia. Prima este revoluția orfică, să spunem, aceea care distinge între suflet și corp, care spune că corpul este temnița sufletului și că sufletul trebuie să se individualizeze față de corp prin purificări care conduc la eliberarea lui. Această teză este foarte persistentă, inclusiv în creștinism, în care există un etos creștin care gândește sufletul în termen de opoziție față de corp, în termen de suflet ținut captiv într-un corp care îl murdărește prin păcatele pe care le face și suflet care caută să se spele de păcatele pe care trupul îi le bagă în el prin diferite procedee care sunt rugăciunea și așa mai departe. Deci această viziune nu este foarte rezistentă. Viziunea despre moarte ca separarea sufletului de corp este orfică. Vine din Grecia, este moștenirea grecească a sufletului, care este pusă dramatic în discuție de creștinism, pentru că creștinismul nu vorbește de o supraviețuire a sufletului independent de corp. Noi în crez mărturisim un botez într-o iertare a păcatelor și viața veacului ceva să vie, amin. Noi mărturisim învierea trupurilor. Deci noi mărturisim o existență după moarte care reprezintă o înviere a corpurilor. Deci este o viziune non-orfică privitoare la relația dintre suflet și corp. Și este un lucru încă insuficient gândit în conținutul credinței noastre. Și este unul dintre punctele în care interpretarea grecească a credinței noastre o falsifică. Pentru că instrumentele grecești sunt insuficiente. Sau sunt încărcate cu ceva ce nu corespunde credinței noastre. Pentru că noi nu mărturisim ca orficii, un suflet care se desparte de corp ca de temnița lui, ci noi mărturisim de supraviețuirea unui suflet în corpul pe care i-l-a dat Dumnezeu și care va fi un corp al gloriei cu care el va străbate, ca să spun așa, eternitatea. Următorul pas este adus de Heraclit, care identifică în suflet infinitul. Primul filozof care spune că sufletul este infinit este Heraclit. Și după aceea se produce cea mai mare revoluție din istoria umanității, după părerea mea, care este apariția sufletului creștin. Sufletul creștin nu este ca sufletul anticului. Este un suflet diferit. Și ca să vă dați seama cum este el diferit, comparați două cărți care sunt geniale, fiecare luată în parte. Una este scrisă de un împărat roman care era stoic. Era filozof stoic, își trăia viața făcând exerciții spirituale care țineau de școala filozofiei stoice, l-am evocat mai devreme, numele lui este Marcus Aurelius. Pe front, între 150 și 161, când a murit în 17 martie, el a scris aceste însemnări private, în greacă, pe care, slavă Domnului, că anturajul lui le-a păstrat. Știți unde s-au păstrat?
s-au păstrat în Imperiul Roman, nu? Normal. Bizanț. Ele au fost păstrate aici, la... avem o însemnare din secolul IX, că se află într-o bibliotecă din Constantinopol, de cineva care spunea că le citește cu mare încântare atunci când vrea să se reculeacă. Deci avem un creștin din secolul IX, în Constantinopol, care are în biblioteca lui însemnările împăratului Marcus Aurelius și el, creștinul, găsește mare reconfort în a le citi. După căderea Constantinopolului, aceste manuscrise, cu multe altele, au fost duse în Occident. Și în Occident au fost tipărite în secolul XVI și au căpătat această vogă extraordinară, făcând din cartea lui Marcus, din însemnările private ale lui Marcus Aurelius, împărat roman stoic, una dintre cărțile fundamentale ale culturii europene. 100 și ceva de ani mai târziu, în Africa de Nord, un african de cultură latină, pe nume Aurelius Augustinus, scrie Confesiunile. Cartea este scrisă printr-o adresare directă către Dumnezeu. Este, de fapt, o lungă rugăciune adresată lui Dumnezeu, în care primele 10 cărți, din cele 13 pe care le are, sunt un dialog. El pur și simplu îi se adresează lui Dumnezeu, nu îi se adresează cu dumneavoastră, îi se adresează cu tu și îi spune cum este el, cum a devenit creștin, cât de păcătos este și așa mai departe. Dar ce vedem acolo este un lucru fără precedent. Și nu pot insista, dar mai mult decât să enunț lucrul. Dar din compararea, și vă invit să o faceți, citiți în paralel cartea lui Marcus Aurelius cu Confesiunile, primele 10 cărți. Și uitați-vă la cărțile în care e vorba de memorie, acolo în special. Citiți-le împreună și vedeți că acolo sunt documentate pentru prima oară într-un mod deplin. Și de ce spun în mod deplin? Pentru că amândoi acești oameni, păgânul Marcus Aurelius și creștinul Aurelius Augustinus, sunt geniali. Și geniile au proprietatea nu că simt diferit de noi, ci că au capacitatea să exprime într-un mod perfect ceea ce este universal pentru toți. Geniile nu sunt din afara umanității. Sunt expresii perfecte ale umanității. Ori darul pe care noi îl avem este că avem un păgân genial care era filozof stoic și un creștin genial care era, care era de cultură latină și care exprimă relația propriului suflet atât cu divinitatea cât și cu perfecționarea internă. Și ce vedem la păgân, și nu folosesc termenul peiorativ, ci descriptiv, ce vedem la împăratul roman, la stoic, este că sufletul este finit. Este un suflet finit și care se mulțumește cu finitudinea lui. În speță cu resorpția lui între elementele lumii atunci când ecpiroza finală va mistui totul în foc. Faptul că sufletul lui este impersonal este un bine și că se va resorbi după moarte în impersonalitatea divinității. Faptul că sufletul lui este alcătuit dintr-o materie foarte subtilă care se cheamă pneuma, dar e materie, și că ea se va răspândi în pneuma universală după aceea, îi se pare împlinirea supremă. Este un suflet finit, mulțumit cu faptul că este finit și este un suflet material care nu aspiră decât la identificarea cu întregul, cu totul, care este un întreg material. Într-o parte a lui mai subtilă divină, în altă parte a lui mai puțin divină materială, mai puțin subtilă materială. Asta e înțelepciunea împăratului roman.
ne impune prin faptul că este om. Și exprimând umanitatea, îi vorbește inclusiv creștinului din Constantinopol din secolul IX, care găsește reconfort în exercițiile spirituale ale împăratului roman, filozof stoic. Dar ce vedem la Aurelius Augustinus este cu totul altceva. Este un suflet care crede într-un Dumnezeu care nu este o materie mai fină, ci este un Dumnezeu transcendent, personal și creator. Un Dumnezeu care este separat printr-un raport de transcendență de lume, care a creat lumea și care este atot prezent fără să devină material, fără să se amestece. Și care este un interlocutor al sufletului omului pe care l-a creat ex nihilo. Așa cum a creat și lumea. Ei bine, ca să-l înțeleagă pe acest Dumnezeu transcendent și personal, sufletul omului trebuie să facă o operațiune care n-ar fi trecut niciodată prin mintea grecului. Foarte rapid spus, trebuie să încorporeze raportul de transcendență în suflet. Adică să facă sufletul infinit. Acest lucru se numește sufletul infinit creștin. Și este prima consecință a apariției, prima consecință antropologică a apariției credinței creștine în lume. Toți creștinii poartă în potenția, adică în mod potențial, un suflet care are vocația să încorporeze transcendența în el. Dacă comparați literatura creștinilor, dau un exemplu târziu, cu literatura anticilor, o să vedeți această diferență. Comparați-l pe Dostoevski cu Longos. Literatură foarte bună, dar în Dostoevski vorbește un suflet care este infinit adânc. Este un suflet în care neliniștea este profund săbită. Această neliniște vine odată cu infinitul. Vine odată cu raportul de transcendență. Pentru că introduce criza în finit, prin prezența infinitului, și în imanent, prin prezența transcendentului. Creștinii sunt fundamental neliniștiți. Sfântul creștin este fundamental îngrijorat. El niciodată nu spune, am devenit sfânt. El niciodată nu spune, am ajuns la capătul scării lui Ioan Scăraru, sunt perfect, sunt Dumnezeu întrupat. Ia-mă, Doamne, sunt perfect. Niciodată nu o să spună un creștin așa ceva. Pentru că el știe că încorporarea infinitului infinit, care este procesul îndumnezeirii, și încorporarea raportului de transcendență în imanent, nu are o soluție stabilă. Ci este o tindere, este un dinamism, este o punere în mișcare. Creștinul nu stă, creștinul devine. El devine într-o aspirație verticală care e produsă de ceva ce este în el. Nu este ceva care ca un magnet exterior îl atrage. Este acel lucru din el care îl duce în sus și care este procesul prin care infinitul se încorporează în finit și raportul de transcendență se încorporează în imanent. Dacă creștinul este mânat spre sus, este pentru că el conține mecanismul care îl duce în sus. Ceea ce îl atrage nu e în afara lui. Ceea ce îl atrage este măsura în care Dumnezeu este prezent în inima lui, în care Hristos e în inimă. Formula duhovnicească să-L ai pe Hristos în inimă traduce
Exact ceea ce filozofic se numește încorporarea raportului de transcendență în mintea omului. Ăsta este sufletul infinit al creștinilor. Și este o revoluție antropologică. Dacă vreți să vă gândiți din ce rezultă Europa, nu. Dacă este să regândiți ceea ce mai la începutul prelegerii am distins între influență cauzală și influență transcendentală, acum pot spune că cele două, influența cauzală și influența transcendentală, mai bazal, mai fundamental, se exprimă prin identificarea motoarelor de generare a ceea ce numim în ilustrările ei, spirit, ilustrările lui, spirit al Europei. Toate instituțiile, produsele culturale, civilizaționale ale Europei provin dintr-un motor de generare, dintr-o matrice. Această matrice este configurată de ceea ce numesc aici sufletul infinit creștin al omului. De aici provine ceea ce nu poate fi niciodată eliminat ca fiind creștin în Europa. Ceea ce generează formele pe care le recunoaștem ca fiind europene este consubstanțial creștin. Și are ca element de generare această primă componentă pe care am numit-o sufletul infinit al creștinului. Adică încorporarea raportului de transcendență în mintea omului. Iar asta se vede foarte bine în confesiunile lui Augustin. Rugăciunea lui, de fapt, este un efort prin care îl invită pe Dumnezeu să intre în el, în sufletul lui. Și credința completă se obține abia atunci când sufletul omului devine casă pentru Dumnezeu. Și-ți spui, un grec ar zice, grecii ar spune, ce sminteală, omul ăsta este nebun? Adică cum să pune el infinitul în finit? Cum poate finitul să intre în finit? Ca să înțelegi cum e cu putință acest lucru, mai trebuie să faci un pas. Și asta este a doua revoluție antropologică a creștinismului. Și este ceea ce eu numesc nașterea minții creștine. Prin nașterea minții creștine înțeleg următorul lucru. Un filosof de-al nostru, pe nume Constantin Noica, în ultima carte pe care a scris-o, care inițial a apărut la editura Criterion în germană, cu numele latinesc Laus Europe, adică laudă Europei, și care în românește a apărut de-abia în 94, cred, la Humanitas, cu titlul foarte stângaci, Modelul cultural european. În această carte, noi ca spune următorul lucru. Vreți odată, pentru momentul la care s-a născut Europa, acela este 325 după Hristos. Ce este această dată? Vă spune ceva? E primul conciliu ecumenic de la Nicea, pe care Constantin cel Mare l-a convocat pentru a lămuri ceea ce deja devenise o variantă foarte răspândită de creștinism, și anume arianismul. Sunt trei chestiuni fundamentale în creștinism din punctul de vedere al filozofiei, ca să zic așa, și mai târziu astea codificate vor deveni ale teologiei. Prima este problema Trinității, a doua este problema cristologică și a treia este problema nașterii lui Dumnezeu. Toate trei configurează dogma creștină. Și toate trei au fost dezbătute cu intensitate în cele 7 concilii ecumenice, între 325 Nicea 1 și 787 Nicea 2.
Îl salut aici pe Părintele Daniel, ca fiind un specialist în formarea crezurilor, care este chestiunea fundamentală a lucrului la care mă refer acum. Vă spun care este rezultatul. Crezul, pe care îl știți pe din afară. Lui trebuie să-i adăugați acea secvență care nu știu cum se cheamă în, la noi, cuvină-se cu adevărat să te fericim. Axionum Maicii Domnului. La care eu adaug întotdeauna axionum Maicii Domnului, crezul îl gândesc împreună cu axionum Maicii Domnului, pentru că în crez avem o propoziție referitoare la Dumnezeu Tatăl, avem o propoziție, prin propoziții înțeleg mai multe propoziții, adică enunțuri. Avem un enunț fundamental referitor la Dumnezeu Tatăl, avem un enunț fundamental referitor la Dumnezeu Fiul, la Hristos, avem un enunț fundamental referitor la Dumnezeu Sfântul Duh, un enunț fundamental referitor la Biserică și unul referitor la noi, la mărturisitori. Și mai există un enunț fundamental, acesta din axionul Maicii Domnului, în care ne spune în ce constă dogma Teotokos, adică Maica ca născătoare de Dumnezeu. Deci sunt trei chestiuni fundamentale care toate trei sunt incomprehensibile minții grecești. Prin mintea grecească înțeleg mintea neajutată de credința în Dumnezeu. Adică rațiunea naturală, ca să zic așa, cum mi s-a spus în scolastica latină. Prima este problema Trinității, adică trei în unul. Îi spun Trinitate și nu Treime, pentru că Treime în limba română înseamnă 1 pe 3. Asta e o problemă. A intrat în, nu să spunem, Sfânta Treime, dar eu când aud, pentru că am instrucție matematică, n-am ce să fac. Când aud Sfânta Treime, imediat mă gândesc, bă, dar ce prostie e asta? Sfânta 1 pe 3. Nu, este Sfânta Trinitate. Problema filozofică a Sfintei Trinități este aceasta. Este că 3 este în unul. În așa fel încât nici o parte dintre cei trei nu este mai puțin unul, iar unul nu este întreit. Ceea ce înseamnă că unul și trei sunt simultan gândite. Cum poți gândi simultan 1 și 3? Și am să vă dau un exemplu din matematici. Matematica grecilor, ei de fapt au inventat matematica, asta nu înseamnă că alte pompoare n-au avut rudimente de aritmetică, de geometrie, au avut neîndoielnic, dar ei au inventat-o pentru că ei sunt primii care au gândit-o ca teorie. Teorema lui Pitagora știm foarte bine că era cunoscută de riguros toate civilizațiile care au lăsat în urma lor construcții monumentale. De unde știm că o știau? Pentru că aceste construcții nu s-au dărâmat. Dacă nu s-au dărâmat, este pentru că ei știau să facă unghiul drept. Dacă știau să facă unghiul drept, este pentru că știau teorema lui Pitagora. Cum o știau? Sub forma unor triplete de numere. Ei știau să construiască lungimile care construiesc două catete, ipotenuză, unghi drept. Sau aveau lungimea ipotenuzei, aveau o catetă și dacă le puneau ca fire de lungime, se obținea automat unghiul drept. Deci cum cunoșteau ei teorema lui Pitagora? Sub forma unei liste. Noțiunea importantă și păstrați-o ca atare. Există o formă de cunoaștere foarte puternică pe care încă o folosim și care este cunoașterea sub formă de catalogare, de clasificare, de redactare de liste morfologice, de dicționare. Noi încă folosim dicționarele. Asta este un tip de cunoaștere, cunoașterea prin intermediul listelor. Ele au propriu... De ce, ce este ireductibil în ele? Nu poți să faci un clasor de timbre reducându-l la o teoremă. Trebuie să fie toate prezente,
după regula după care ai făcut clasorul. Nu poți să reduci un dicționar la o teoremă. Avem gramatica, dar gramatica nu generează lexicul. Gramatica face să funcționeze lexicul. Lexicul este independent dat de gramatică, nu totalmente, știm asta, dar lexicul ca atare nu poate fi dat decât sub forma unui dicționar, în care le pui pe toate. Și asta e o formă de cunoaștere profundă. Grecii au inventat un fel de cunoaștere care se numește cunoașterea prin intermediul formulării de teorii. Adică ei au redus lista prin care constructorii cunoșteau teorema lui Pitagora sub forma unei demonstrații. N-au mai trebuit să țină minte perechi ternare de numere. Au construit o teoremă. Proprietatea teoremei este că poate fi înțeleasă de toți în pașii demonstrației și faptul că introduc în gândire un anumit dispozitiv care face ca într-un enunț să distingi între ipoteze, construcții, raționamente, concluzii, adică teoreme. Cunoașterea teoretică este în noi înnăscută. Dacă veți auzi acum un zgomot înspăimântător din dreapta mea, stânga dumneavoastră, mintea dumneavoastră va intra într-o relativă panică în funcție de intensitatea sunetului și de vibrația pe care o transmite. Dacă veți fi și zguduiți, panica va fi mare. Mintea dumneavoastră va produce imediat o explicație. Explicația este, de fapt, cunoaștere teoretică. Mintea noastră, pentru că suntem europeni și pentru că suntem greci, pentru că așa suntem educați și așa suntem crescuți, este o minte fundamental teoretică. Teoriile nu sunt numai în tratatele științelor naturii și în tratatele științifice. Sunt în mintea noastră sub forma prin care la orice eveniment necunoscut noi imediat construim o explicație. A construi o explicație de la date pe care le avem la dispoziție este mintea teoretică a grecilor. Și revin acum. Mintea teoretică a grecilor s-a potignit când au construit matematica în numerele iraționale. Ce poate fi mai rațional decât pătratul? Am pătratul de latură 1. Am 1, am 1 pe latură. Ce lungime are diagonala? Ce poate fi mai rațional decât diagonala pătratului? Ei bine, ca număr, diagonala pătratului, deși pleacă de la numere care sunt perfect inteligibile, latura este radical din 2. Radical din 2 este un scandal. Este un scandal în care mintea grecilor s-a oprit. Matematica lor s-a oprit în numerele iraționale. Nu le-au putut mânca și le-au numit iraționale. După aceea, mintea europeană, de fapt, mintea tuturor populațiilor care au făcut matematică, care a ajuns la ecuații cu numere întregi și care a trebuit să găsească soluții la ecuații cu numere întregi, de exemplu, ecuația de ordinul 3, au avut problema ca să găsească totalitatea soluțiilor, că vor cădea peste niște numere care nu mai sunt normale. Sunt niște numere care nu sunt normale, cum pentru greci nu fuseseră normale numerele iraționale. Aceste numere au fost mistuite de mintea europeană, dar atenție, pentru că era creștină. Creștinismul îi permisese să mistuiască asta și o să înțelegeți imediat de ce. Le-au botezat numere iraționale, imaginare, au inventat pentru nebunia însăși, care este radical din minus 1, au inventat un simbol, care este I mic, prin care încorporează elementul de profundă iraționalitate într-o construcție pe care au făcut-o după modelul construcției numerelor raționale.
reale. Și toate numerele reale, care sunt niște numere în sine geniale, grecii n-au ajuns la ele pentru că n-au avut mintea creștină. Asta e teza mea tare. Pentru că mintea creștină are infinitul, vă explic imediat. Deci le-au încorporat și au construit o lume matematică perfect consistentă, care este lumea numerelor imaginare. Și matematica completă, analiza matematică completă, este dată nu prin părticica ei de analiză reală, ci prin bogăția incredibilă pe care o oferă matematică, matematicii, cu o putere de calcul fără egal, această analiză a numerelor complexe. Geniu. Întrebarea e, și o spun fără niciun fel de europocentrism și fără nicio intenție de discriminare culturală sau religioasă. Întrebarea la care istoricii științei sunt invitați să răspundă. Și nu există un răspuns. Sau există, dar e ocolit. Este de ce știința modernă a naturii și matematicile moderne, vedeți că pun mereu modern, pentru că vin de aici și nu din altă parte. Acest modern, la asta se referă. De ce au fost descoperite doar în Europa și nu în alte părți ale lumii de către alte mari culturi? Poate cineva spune că cultura și civilizația chineză nu sunt formidabile? Poate cineva spune că cultura indiană este ceva care nu impune cel mai înalt respect? Nu. În niciuna dintre formele lor de manifestare, cultura indiană sau cultura chineză nu sunt de disprețuit. Sunt remarcabile. Și continuă să fie pentru noi într-un mod complet neinhibat. Îl recunoști pe creștinul veritabil după capacitatea lui de a nu se bloca în diferență. Și noi, de ce? Pentru că mintea creștină este cea mai vastă minte care a apărut până acum pe suprafața acestui pământ, pe acest suport care suntem noi oamenii. Este cea mai puternică. V-ați întrebat vreodată de ce Europa și nu China este cea care a descoperit întregul glob terestru? Mijloacele, în termen de populație și în termen de bogăție, mai degrabă le aparțineau chinezii în timpul dinastiei Ming, în prima jumătate a secolului al XV-lea, când de fapt și au încercat să facă lucrul ăsta prin 6 expediții pe care le-au avut, pe care le-au trimis, cu un număr de 28.000 de oameni, cu un deplasament în tone pe care oceanele lumii aveau să-l vadă numai în primul război mondial, însumând deplasamentul tuturor navelor de război și de transport ale beligeranților. Așa putere materială avea China la începutul secolului al XV-lea, dinastia Ming. Dar ei s-au dus, acest mare amiral, care se scrie Zheng He și se pronunță nu știu cum, altfel în orice caz, acest geniu care era un eunuc, era un sclav castrat eunuc, pe care împăratul, nu știu iarăși cum se pronunță, se scrie Yong Le, a avut încrederea să-l trimită și să financeze 6 expediții, dar care se duceau să intre în contact cu diferite populații, au ajuns pe coasta de est a Africii, la Mombasa. S-au găsit acolo, pentru că chinezii s-au împreunat cu băștinașele, s-au găsit urme de ADN chinezesc în zona aceea și astăzi. Deci erau invitați așa, ca să vadă măreția împăratului, în numele căruia Zheng He venea, și ca să se poată, ca să dovedească ascendența cerească a împăratului chinez. Și firește să le ceară prosternare. Un secol mai târziu, mai puțin, nu, cam în aceeași perioadă, un secol mai târziu, Vasco da Gama va avea ca scop, când va face pentru prima oară înconjurarea pe la
capul bunei speranțe a continentului african, va avea drept scop două obiective. Unul este comercial, și anume mirodeniile, căutarea mirodeniilor. Îți stă mintea în loc când te gândești de ce le păsa europenilor. Adică pentru gustul mâncării? Pentru asta străbăteau ei oceanele? E de gândit asta. Și al doilea obiectiv era de neînțeles pentru Zenghe. Descoperirea. Să vedem ce este acolo. Asta este ceva ce ține numai de civilizația noastră. Deci, revin la greci. Au descoperit cunoașterea prin intermediul teoriilor și inteligența lor a fost limitată de faptul de prezența infinitului. Când apărea infinitul într-o formă sau alta în cercetările lor, se blocau. Deblocajul referitor la infinit s-a petrecut numai și numai în momentul în care mintea a căpătat un dispozitiv mental suplimentar care este capabil să-l încorporeze. Teza mea este următoarea. Acest dispozitiv mental este legat de revoluția, a doua revoluție antropologică, cum am numit-o, apariției minții creștine. Și ea se referă la modul în care creștinismul a descris rațional, cu ajutorul filozofiei grecilor, conținutul credinței creștine, care implica într-un mod de neocolit prezența infinitului și a transcendenței. Mintea a început să poată gândi infinitul numai după ce credința creștină a obligat categoriile filozofiei grecești să facă acest lucru. După părerea mea, crezul este martorul nașterii minții creștine. Înțeles ca un operator cognitiv, crezul conține totul. Prin asta înțeleg toate matematicile moderne care sunt bazate pe încorporarea infinitului. Definiția lui Cantor, dată de mulțimilor infinite, care sunt oricare parte limitată a unei mulțimi care poate fi pusă în corespondență univocă cu întregul, deci atunci când partea corespunde întregului, acea mulțime este infinită. Ce este asta? Păi, teologic vorbind, este dogma Theotokos. Este creatura care îl naște pe Creator. Insistența pe faptul că Dumnezeu se naște prin om, de la Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt, având ca rezultat pe Dumnezeu ca Fiu al lui Dumnezeu, pe care îl numim Hristos și al cărui chip există pentru că este om, Dumnezeu Tatăl nu are un chip pentru că El nu este om. Omul are un chip. Omul este creat după chipul și asemănarea Domnului. Asta nu înseamnă că Domnul, Dumnezeu Tatăl, are cumva ca chip vreo sinteză a tuturor chipurilor oamenilor de pe lumea asta. Absolut deloc. În alt fel suntem noi creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are o față după care îl putem recunoaște în Hristos. Teza mea este că mintea creștină este acea formatare, ca să folosesc un termen din jargonul IT-știlor, acea dispoziție logică a funcționării minții, capabilă să încorporeze cele trei afirmații scandal ale credinței creștine. Prima este că Dumnezeu este trei,
A doua este că Hristos, las că Dumnezeu e om, asta e, că Hristos, și asta e problema cristologică, are într-o singură persoană două naturi, iar aceste naturi nu sunt amestecate și fiind distincte, ele nu sunt deosebite. În termeni psihologici, unirea lor, sau nu, deosebirea lor, nu produce ceea ce în psihologie, în psihiatrie se numește schizofrenie. Adică ruperea persoanei în două entități diferite. Dogma cristologică spune că într-o singură persoană există o natură divină, o natură umană și că cele două sunt unite fără amestecare și sunt distincte fără deosebire. Aceste formulări sunt paradoxale. Sunt paradoxale pentru că folosesc filozofia greacă pentru formulare, filozofie care furnizează instrumentele distinției, dar nu instrumentele identificării ultime. Și atunci, părinții, Sfinții Părinți, au exprimat acest lucru ca paradoxuri. Și este foarte interesant, iar observația aparține lui Andrei Cornea, într-o carte pe care a scris-o în anii 80, dedicată unor probleme din arta bizantină, probleme filozofice, este foarte interesant că ortodoxia, adică dreapta credință, ortodoxie nu în sensul împărțirii între catolici, ortodoxi și protestanți, ci ortodoxia în sensul de dreapta credință. Dreapta credință a fost întotdeauna identificată de Sfinții Părinți, postulând cel mai improbabil lucru. Toate ereziile sunt forme de raționalizare. Toate. Iar dreapta credință este un mod de a ridica credința noastră la nivelul paradoxului, lăsând deoparte, fie pe stânga, fie pe o dreapta, raționalizările. Arie raționalizează. Monofiziții, monoteliștii, nestorienii raționalizează. Adică oferă o interpretare fie a problemei trinitare, arienii, fie a problemei cristologice, ceilalți, care este mult mai inteligibilă în termenii filozofiei grecești, dar nu acoperă conținutul credinței creștine. Asta numesc eu geniul creștinismului. Geniul creștinismului a făcut următorul lucru. Așa cum Münchhausen, ca să iasă din... încerca să se ia de păr și să se ducă de acolo în altă parte, ceea ce din cauza fizicii, adică conservării momentului cinetic, nu se poate, creștinismul a reușit să facă. Creștinismul a luat mintea greacă fără să o distrugă. Suntem tot într-o zonă cumva de raport de secundaritate. N-a distrus-o, n-a zis, băi, minte greacă, tu nu poți primi înălțimea conținutului credinței mele. Ca atare, marș, lipsești din ochii mei. N-am ce să fac cu tine. Nu. Creștinii n-au spus așa. Au zis, avem la dispoziție cea mai puternică minte filozofică și științifică pe care a produs-o mintea. Nu o aruncăm la coș. O folosim. Și facem în așa fel încât în această minte să pătrundă conținuturile credinței creștine. Rezultatul introducerii, sau nu, rezultatul obligării minții grecești de a primi conținuturile credinței creștine, îl numesc mintea creștină. Iar emblema, rezumatul genial al minții creștine, este crezul de la Nicea. Când îl spuneți, în ce parte a zilei îl spuneți dumneavoastră? Eu îl spun dimineața și seara. Vă rog, concentrați-vă pe ce spuneți. Nu-l luați ca pe o poezie. Cum
sunt lucrurile spuse pe din afară. Spuneți-l pe dinăuntru. Adică gândiți-vă ce spuneți. Și aveți acolo totul. Este in nuce, adică în esență, totalitatea minții creștine dată sub forma dispozitivelor ei mentale de funcționare. Și acum am să închei făcând un rezumat al tezei pe care am avansat-o în fața dumneavoastră. Ce este creștin în Europa? Păi îmi vine să spun, în Europa este creștin totul. Dar să amărunțim această afirmație, pornind de la cele care sunt exterioare spre cele care sunt cele mai interioare. Oriunde ieșim pe stradă aici în Nürnberg, urmele creștinismului sunt prezente peste tot. Sub forma bisericilor, sub forma monumentelor, intri în muzeu, în orice muzeu din Europa. A început să se producă o artă care să nu fie explicit creștină, abia începând cu secolul al XIX-lea. Bun, și secolul al XVIII-lea, dar marginal. Pentru că artă creștină cu conținut creștin explicit se produce, de fapt, până spre jumătatea secolului al XX-lea. Astăzi, arta cu conținut explicit creștin a devenit o formă, să zic, parohială de artă. Adică e o artă care se practică în parohie. Nu în arta mare. Adică în arta asta care acum domină. Dar în orice muzeu te vei duce, 80%, 90% din ceea ce este expus este artă creștină. Prin urmare, din punct de vedere exterior, creștinismul este peste tot prezent în Europa, sub forma produselor celei mai înalte arte care au fost produse în această zonă. Dar nu e numai atât. Instituțiile pe care noi le avem, într-un mod foarte direct, deși mișlocit, sunt creștine în fundamentul lor. Și amintiți-vă distinția cu care am început prelegerea între cauză directă și cauză transcendentală. În ambele sensuri, instituțiile moderne sunt instituții care s-au născut în interiorul creștinismului. Noțiunea de secularizare. Noțiunea de secularizare din punct de vedere tehnic, mă rog, din punct de vedere social, are sensul de iei pământul de la biserici și proprietățile și le face ale statului. Prima oară acest lucru a fost făcut în regatul Prusiei, la începutul secolului al XVIII-lea, când în beneficiul statului prusac au fost confiscate masiv proprietățile ale bisericii. Și acest lucru s-a numit secularizare. Ăsta e sensul social. Dar există un sens filozofic. Și el a fost cel mai bine exprimat de un filozof german, jurist de profesie, care se numea Carl Schmitt și care a scris o carte în 1929, Teologia politică, o carte subțire, vă încurajez să o citiți. Teza lui este următoarea. Toate conceptele filozofiei politice moderne sunt noțiuni ale teologiei creștine secularizate. Toate. Deci, n-am timp să fac demonstrația, dar fac enunțul. Teoria politică modernă, de care suntem atât de mândri, are în armătura ei conceptuală noțiuni din teologia creștină care au fost secularizate. În filozofie, te poți amuza să spui că toate marile sisteme filozofice europene sunt variante secularizate ale unor expresii ale teologiei sau filozofiei care a florit în creștinism. În creștinismul latin, în spesă, vorbind de filozofiile occidentale. Dacă unii dintre dumneavoastră se vor simți discriminați de faptul că unde este ortodoxia în toate astea,
vă spun că aveți, vă invit să abandonați această perspectivă și să vă instalați în perspectiva genetică pe care vă propun eu. Adică perspectiva nașterii, perspectiva facerii, care este perspectiva veritabilă din care putem judeca ce este Europa. Ca să înțelegi ce este Europa, trebuie să înțelegi cum s-a făcut ea. Ori ea s-a făcut din aceste trei elemente pe care le enunțau și Valeri și Iorga, Roma, Grecia și creștinismul, dar într-un fel care trebuie explicat și care dă întâietate la trei elemente. Un element, și iau în ordine cronologică, un element este dispozitivul mental al filozofiei grecești. În asta înțeleg acea dispoziție a minții, care seamănă cu o dispoziție logică pentru mințile logice, care te face să te apropii în mod filozofic de tot ce se întâmplă. Această minte noi o avem în mod natural. Ne vine prin tot. Noi avem mintea grecilor. Dar, atențiune, această minte a grecilor la noi este reformulată de prima revoluție, de a doua revoluție antropologică, care este nașterea minții creștine. Prin mintea greacă, mintea greacă a fost făcută să încorporeze elementele credinței creștine, rezultând mintea creștină. Dacă vă întrebați din ce anume se naște Europa, răspunsul este din mintea creștină. Care este etosul care a animat mișcarea în lume a acestei minți? Ea provine tot din creștinism. Este ceea ce am numit prima revoluție antropologică, respectiv nașterea sufletului infinit creștin. Sufletul infinit creștin și mintea creștină, care sunt două creații ale primului mileniu creștin, atunci când biserica creștină era una, înainte de Marea Schismă. Ăsta este fundamentul genetic al Europei. Pe acest fundament genetic s-au altoit elementele care au dat prima conștiință de sine europeană și aceste elemente sunt problema teologico-politică a regatelor germanice succesoare ale Imperiului Roman Apus, care n-a mai avut reprezentare administrativă și politică, problema teologico-politică care era ce identificare de legitimitate politică asum și ce religie îmbrățișez. Răspunsul la prima întrebare a fost Europa, pentru a nu uzurpa Imperiul Roman care continua să existe, dar ale cărui tipare au fost emulate de către formula europeană, dovadă că 150 de ani mai târziu, după 800, anul auroral al Imperiului al lui Carol cel Mare, sub primul Oton, împărat germanic, se fundează la 950 și ceva Sfântul Imperiu German, nu, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Remarcați, vă rog, că Roma e prezentă, Imperiul Roman e prezent aici, dar nu sub forma uzurpării, ci sub forma emulării și sub forma enunțării unui conținut nou. Și anume că este sfânt. Imperiul Roman nu spunea sfânt. Este Imperiul Roman, ok, deci asta e forma politică, cu el emulăm, dar e de națiune germană. Și în felul ăsta aveți, tot așa, inuce un răspuns la problema teologico-politică pe care regatele germanice, succesoare ale Imperiului Roman de Apus, o aveau. Și asta este prima conștiință de sine europeană și e foarte interesant că prima Europa este Imperiul lui Carol cel Mare, care este franco-german. Și asta este baza unității europene,
după al doilea război mondial, când unirea economică, prima piață economică se face în jurul bazinului Rurului, adică pe baza unei înțelegeri între Franța și Germania, iar inclusiv după Maastricht, când se inventează noțiunea de Uniune Europeană, motorul Uniunii Europene este Uniunea Franco-Germană. Pentru că ea corespunde Imperiului lui Carol cel Mare, adică primei conștiințe de sine a Europei. Închei prin a vă spune două lucruri. Primul este, ca creștini, fiți perfect reconfortați în faptul că Europa este a creștinilor și că este o creație creștină. Chiar dacă Europa astăzi, și asta este subiectul unei alte expuneri, pentru că în sine este bogat, din motive care pot fi analizate, a intrat în ceea ce în psihologie se numește negare de sine, într-o stare de denial, în privința rădăcinilor ei creștine și, de fapt, în privința rădăcinilor ei culturale mai vast. Pentru că una dintre formele de secularizare ale creștinismului în Europa a fost umanismul, care la început a fost umanism creștin. Gândiți-vă la Petrarca. Pe Petrarca îl puteți imagina în afara creștinismului? Păi om mai credincios decât Petrarca, care umbla nu cu Cicero mereu la subsoară, când s-a dus pe muntele Vantu și a făcut o ascensiune, el nu pe Cicero cu latina lui pură îl avea la subsoare, ci pe Augustin. Cu latina lui, care nu era așa de pură ca lui Cicero. Deci îl puteți imagina pe Petrarca, care e părintele umanismului, ca fiind necreștin? Umanismul a fost în Europa creștin până în secolul al XIX-lea, când umanismul german și-a dat o definiție care a fost non-creștină și a fost greacă, direct greacă. Și este marea obsesie, marea utopie a Greciei în secolul XIX și este foarte interesant că toți promotorii acestei obsesii grecești și al noului umanism care era grecesc elin în Germania, toți sunt fii de preoți, de pastori luterani. Toți. Nu știu de ce e așa, dar așa e. Deci primul lucru este, fiți reconfortați în faptul că Europa este, științific vorbind, o creație a Europei și nu v-am spus toate argumentele, v-am spus cele care mi-au venit în primul rând în timpul pe care l-am avut la dispoziție. Al doilea lucru pe care vi-l spun este următorul. Creștinismul trăiește un moment limpede de criză. Dar aș vrea să înțelegeți ce este această criză. Creștinismul s-a identificat de-a lungul istoriei lui europene cu statele europene, cu regatele europene, cu imperiile europene, cu politica acestor regate. El s-a secularizat intern foarte mult. Până să vedem secularizarea externă, vă rog să priviți secularizarea internă. Creștinismul a devenit un fapt politic, un fapt statal. El s-a identificat cu statele. Criza pe care o trăiește, aceea este că statele nu mai vor să audă de creștinism și că politicile se fac în afara creștinismului. Dar creștinismul, înainte de revoluția pe care Constantin a făcut-o când s-a dus la Silvestru, care atât se aștepta ca să vină autoritatea romană și să-l căsăpească și pe el, cum îl căsăpise și pe antecesorul lui episcop roman. Pentru că asta era regula. Cei care erau aleși papi, adică tați, care aveau rang de episcop roman, cei care erau aleși știau sigur că vor fi martirizați. Asta era soarta lor în secolul II. Asta era soarta lor. În secolul III se știa clar că dacă vei fi ales, îți asumi rolul că vei fi persecutat. Și deodată vine împăratul, vă dați seama cum a fost, la Silvestru, care era marginalul marginalilor. Nu puteți imagina cineva mai marginal decât era Silvestru și îi spune, o să-ți dau pe Capitoliu o clădire, și acolo, nu știu ce, ăsta a crezut că e un ciletric, că e primul pas ca să fie toți distruși. N-a fost așa.
A fost începutul unei aventuri pentru creștinism care i-a schimbat complet natura. Încercați să vă imaginați și ca prim creștini, nu numai ca creștini din epoca Bisericii Triumfătoare, și anume triumfătoare ca biserică stat, ca biserică aliată cu statul, ca biserică care face politica lumii. Încercați să vă vedeți puțin ca creștini de dinaintea acestui pas incredibil pe care Constantin l-a făcut când l-a suit pe marginalul marginalilor acolo. Noi, cumva, suntem invitați să mâncăm această pâine astăzi, pentru că statele nu mai vor să audă de noi. Dar, în fine, să vă spun, bucurați-vă. Pentru că e un mod de a vă ruga mai adânc, un mod de a vă înțelege mai bine credința, un mod de a înțelege mai bine patimile lui Hristos și mesajul lui. Hristos nu a fost un împărat. Pentru că El a spus, împărăția mea nu este din această lume. Și textul, ăsta e ultimul cuvânt pe care vi-l spun, textul pe care îl citesc cu mare plăcere întotdeauna, când mă gândesc cu enervare, cu iritare și cu suferință uneori la toate mârlăniile care se întâmplă, pentru că sunt mârlănii și măgării incredibile împotriva creștinismului în lumea de azi, în Europa, începând cu mârlănia primă, care este decizia din 2003 de a nu menționa creștinismul în preambulul proiectului de Constituție Europeană. Ai putea spune, e un act de incultură. Nu era, pentru că ăștia știau despre ce e vorba. Este o mârlănie. Dar e o mârlănie care vine din ceva mai adânc. Și este ceva despre care nu avem timpul să vorbim astăzi și se numește nihilismul occidental și se numește repudierea creștinismului și se numește, psihologic vorbind, disonanță cognitivă, se numește denial. Se numește negare a problemei. Textul la care revin este un text care nu aparține în periodizarea asta, care poate că e stupidă, nu aparține Sfinților Părinții ai Bisericii, e anterior lor, aparține Părinților Apostolici. La noi a apărut în seria de scriitori apostolici, volumul 1 sau 2, nu știu, este așa numita epistola lui Diognet. Diognet acesta, nu se știe exact cine era, cel care îi scrie e clar un creștin, și fusese unul care fusese întrebat, bă, dar ce sunteți voi, de fapt, creștini? Să mă lămuresc. Deci era cineva din afara creștinismului și era cineva căruia creștinul care scrie epistola îi se adresează cu multă deferență, ceea ce face plauzibilă identificarea cu cineva de la curtea romană. Diognet este unul care apare în primul paragraf din Către sine însuși al lui Marcus Aurelius. Unul dintre profesorii lui filozofi era Diognet. Și îmi place să cred, atribuirea nu e sigură. Henri Irenemaru, un mare erudit, când a făcut istoricul acestei epistole, hotărăște că este scrisă la 190, parcă, deci nu se potrivește cu Diognetul meu, dar erudiții sunt împărțiți, nu toți sunt de opinia lui. Unii cred că este acest Diognet, de care îmi place mie să cred, că este cel care i s-a adresat creștinul. Și cum caracterizează el pe creștini? El spune, noi nu diferim de voi nici prin legile pe care le respectăm, nici prin hainele pe care le purtăm, nici prin felul în care ne construim casele, nici prin felul în care ne căsătorim. Diferim de voi însă prin felul în care ne prețuim copiii, pentru că noi, spre deosebire de voi, nu-i abandonăm. Aluzie la un obicei roman pe care creștinismul a eradicat, acela că dacă un copil era considerat de pater familias, în plus, era legal să-l abandonezi până la vârsta de 6-7 ani. Și pur și simplu îl lăsai pe bătătură. Și de obicei, cei care îl luau erau cei care îl foloseau în scopuri de sclavie sau sexuale. Era o soartă oribilă. Deci acest obicei, care era și al grecilor și al romanilor și care definea păgânismul, a fost complet eradicat de creștinism. Adică uciderea copiilor născuți. Mai e de lucrat în privința uciderii copiilor nenăscuți. Și îi spune, diferim de voi prin faptul că noi îngrijim, avem grijă de toți copiii, nu numai de unii. Și spune acest creștin din secolul II, a doua jumătate,
spune, creștinul însă nu se identifică cu nimic din toate astea. Nu se identifică nici cu hainele lui, nici cu legile pe care le respectă, nici cu casa în care locuiește, nici cu țara, imperiul, cu cetatea, adică, în care locuiește. El se simte străin de toate astea pentru că el aparține altei lumi. Așa cum Mântuitorul a spus, împărăția mea nu este din această lume, Hristos știe că, pardon, creștinul trebuie să înțeleagă cu adevărat că el, deși aparține modernității, nu aparține integral modernității. Deși aparține evului mediu când se naște în el, nu aparține integral evului mediu. Deși este supusul lui Mircea cel Bătrân, dacă este, nu îi aparține lui Mircea cel Bătrân. El îi aparține întotdeauna altui ordin al lumii care nu este de aici. Deci creștinul, dacă vreți o definiție pentru el, este exact cum este natura cristologică în Hristos. El este divin și uman în același timp într-o singură persoană. Creștinul, dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca creștini, noi suntem după firea și natura lui Hristos. Având în noi unite, fără amestecare, distincte, fără deosebire, cele două naturi ale lui Hristos. Asta definește comportamentul nostru. Cum îl recunoști pe Hristos? Păi nu îl recunoști ca pe militari, după uniformă. Nu îl recunoști după ceva, spune cel care îi scria lui Diognet. Îl recunoști după felul în care trăiește. Asta este tot. Și cu asta chiar închei. Singurul mod în care putem, cu un anglicism, face diferență în lumea asta, este felul în care ne purtăm. Cehov spunea, la om totul trebuie să fie frumos. Felul în care privește, nasul, obrazul, îmbrăcămintea, ținuta, felul în care se apleacă și nu știu ce. La fel suntem și noi. Dacă suntem creștini la noi, totul trebuie să exprime acest tocalon, care se traduce împreună, nu pe împreună ca fiind binele și frumosul. Să trăim frumos, să trăim bine. Iar lucrul ăsta să se vadă. Să se vadă, să facem contrast față de mârlan prin cuviința noastră. Față de smintit prin înțelepciunea noastră. Față de ignar prin cultivarea noastră. Față de repezit și intolerant prin îndurarea noastră. Vorbeam eu cu Părintele Diacon despre raportul, ce înseamnă să-ți iubești aproapele. Să-ți iubești aproapele înseamnă să recunoști în el condiția ta. Condiția ta care este mizerabilă, este bazată pe, este suferință, este moarte, este failibilitate, este incapacitate de a fi un singur lucru. Este, vezi în el toate slăbiciunile tale și le iubești în sensul că te înduri în el de ele. Și asta te ajută să fii mai bun decât ele, să ți le depășești. Pentru că dacă le vezi doar în tine, rămâi doar în tine. Dar văzându-le în aproapele, asta te ridică. Pentru că le vezi în aproapele, nu în tine. E un fel, a-ți iubi aproapele, este un fel de a intra într-un soi de suveică care te duce în sus și nu în jos. A rămâne doar în tine, e primejdios. Pentru că te duce într-un soi de solipsism care nu e bun. Cerându-mi iertare în al preasfințite, pentru faptul că m-am întins, vă mulțumesc pentru faptul de a fi rezistat alături de mine.